Bună ziua, stimată audiență! Astăzi avem o discuție publică, susținere publică, o teză de doctorat interesantă, cu titlul Dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiu contrastiv în limbile engleză, franceză și română, la specialitatea 6.104, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traducologie, elaborată de doamna Galina Bobei. Comisia de doctorat are următoarea componență. Este vorba de subsemnată Andrica Mole, președinte, doamna Gabriela Șaganean, conferențiar, doctor conferențiar universitar, conducător de doctorat, doamna Ludmila Zvanț, doctor habilitat, profesor universitar, membru, doamna Inga Stoianova, doctor conferențiar universitar, membru, doamna Ana Budnic, doctor conferențiar universitar, membru și secretar din oficiu este doamna doctor Diana Dementieva. Îi salut pe toți cei din sală, în special pe domnul Boris Leandrac, ambasador al Republicii Moldova, Republica Polonia, ex-ministru al Apologiei și pe toți cei care au venit să susțină pe candidata Galina Bobei. Da. Acum, secretarul Comisiei de Doctorat, doamna doctor Diana Dementieva, va trece în revistă actele prezentate în dosarul de atestare doctorandului, evaluează corespunderea acestui dosar cu rigoarele normative și răspunde după caz la întrebările care vor apărea în sală. Mulțumesc, stimată doamnă președintă, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Dosarul de atestare al doctorandei este completat și include documentele enumerate în punctele 10, 18, 28 și 49 al regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat, aprobat la Senatul Universității de Stat din Moldova în 28 iunie 2021. Așadar, îl avem completat în două exemplare și conține dosarul de atestare, conține următoarele documente componente. Extrasul din decizia Consiliului Științific de aprobare a temii, conducătorului științific și a Comisiei de Îndrumare, proces verbal numărul 1 al ședinței Comisiei de Doctorat cu privire la stabilirea datei susținerei publice, lista adeverința privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor la tema tezei, țin să specific că lista a fost elaborată, redactată în conformitate cu prevederile înaintate sau cerute de către ANACE. Așadar, doctoranda are 10 publicații, dintre care 5 articole în reviste științifice de profil, 3 internaționale și 2 naționale, cele naționale categoria B, și altele 5 publicații în materialele conferințelor științifice internaționale, 2 volume editate în străinătate și 3 publicații în volume ale conferințelor internaționale editate în Republica Moldova. Apoi, avem lista cu participărilor la foruri științifice. Doctoranda are 11 comunicări la manifestări științifice, toate internaționale, dintre care 5 organizate în Republica Moldova și 6 organizate în străinătate. Apoi, curriculum vitae, Europass, raportul de similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, semnat de către doamna conducător, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctor, proces verbal al ședinței Comisiei de Îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil. Avizul comun al conducătorului științific și al membrilor Comisiei de Îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil. Tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor Comisiei de Îndrumare. Proces verbal al ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul școlii doctorale științe umanistice. Avizul departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul școlii doctorale
și respectiv tabelul privind gradul de realizare obiecțiilor, sugestiilor membrilor departamentului de profil. Urmează informații privind competențele profesionale ale membrilor comisiei de doctorat. Extrasul din procesul verbal de la ședința Consiliului Științific al Universității de Stat de aprobare a comisiei de doctorat, dispoziția școlii doctorale cu privire la admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, numărul 4, de 26 decembrie 2022, cererea care confirmă depunerea tezei la ANAC, precum și a rezumatului în română și engleză, a raportului de similitudini, certificatele care confirmă depunerea tezei și a rezumatului la biblioteci, este vorba despre Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Universității de Stat. Lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul, la care se anexează recepția oficiului poștal. Referatele de analiză ale referențelor, avizele la rezumatul tezei, copia actului de identitate al candidatului la titlul de doctor, teza de doctor, o vedeți pe masă, rezumatul tezei în limba română și limba engleză, de asemenea le aveți pe masă. Vă mulțumesc! Puneți-mi, vă rog, dacă aveți, dacă solicitați să mă opresc la unele componente ale dosarului mai aprofundat. Bine prezentat. Mulțumesc, doamna Dumnezeu. Anunțăm și ordinea de zi, deși poate era nevoie la început. Primul subiect ar fi conferitul de doctor în biologie, doamna Dumnezeu, și al doilea a atribuit calificativul, deja vedem la sfârșit. Bine, foarte bine. Excelent, teze de doctor în filologie cu titlul de mențiune alchimist cu limbajul diplomatic, studiu contrastiv, în limbi de engleză, franceză și română, elaborată de Ferdinand Bobeică. Acum îi oferim cuvânt doctorandei, doamnei Ferdinand Bobeică, timp de 20-30 de minute să prezinte conținutul, rezultatele științifice ale tezei obținute. Și noi ne retragem în sală ca să vedem mai bine prezentarea. Cercetarea se bazează pe următoarele teze.
Eufemismele se vezi drept alternativă la aplicația unui limbaj flusc, iar strategiile eufemistice produc efecte comunicative care, în urma decoderii, urmăresc scopul de a îndrepta destinatarul spre o anumită interpretare, contribuind astfel la o reacție favorabilă asupra inițiatorului. Dimensiunea eufemistică a limbajului diplomatic influențează modelarea percepției receptorului. Diplomații operează informația posedată cu scopul de a reduce frustrarea și imaginea de sine atât a inițiatorului cât și a receptorului. Abordarea pragmasemantică contribuie la identificarea tendințelor de eufemizare a limbajului diplomatic. Eufemismul este un fenomen lingvistic utilizat conștient, care contribuie la voalarea formelor nepoliticoase și la păstrarea armoniei în timpul comunicării diplomatice, cu scopul de a creiona o situație delicată într-o manieră plină de tact, dând dovadă de neutralitate emoțională și spirit creativ. În vederea realizării scopului și obiectivelor propuse, dar și pentru confirmarea ipotezei stabilite, am utilizat metoda studiului biografic, metoda sintezei, metoda deductivă, inductivă, metoda analizei și interpretării, metoda tipologiei, metoda descriptivă și metoda statistică. Structural, teza este compusă din introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, resurse bibliografice, 7 anexe și un glosar de eufemisme elaborat în 3 limbi. Primul capitol, evoluția și caracteristicile limbajului diplomatic, reprezintă o sinteză analitică a studiilor și observațiilor care s-au efectuat asupra diplomației, punctând o abordare sinoptică în plan diacronic și sincronic a principalelor direcții de cercetare a limbajului diplomatic. Prin urmare, începând cu perioada preistoriei, limbajul diplomatic evoluează treptat de la o exprimare rudimentară la una elevată, șlefuindu-se în epoca contemporană într-un limbaj flexibil, permeabil, caracterizat printr-o obscuritate peremptorie care evită formulările compromițătoare, devenind în secolul 21 elevat, aparent ambigu, eufemizat, care ține cont de natura schimbătoare a obiectivelor și instrumentelor diplomatice. Totodată, linia dominantă a acestui capitol rezidă în relevarea celor mai semnificative caracteristici ale limbajului diplomatic, printre care dimensiunea eufemistică s-a dovedit a fi cea mai pronunțată. Totodată, acest capitol urmărește și manifestările limbajului diplomatic în plan sincronic, din perspectiva procesului de comunicare și observă modul în care funcțiile limbajului se oglindesc în limbajul diplomatic, evidențiind scopul pe care aceste funcții le urmăresc. Urmărind pregnant corelarea funcțiilor limbajului în limbajul diplomatic, observăm că acestea se influențează reciproc și în mod constant, dar totuși considerând că funcția fatică are prioritate față de celelalte funcții, deoarece aceasta presupune păstrarea contactului în orice condiții, ceea ce este de fapt esența diplomației. Odată cu deteriorarea funcției fatice se diminuează sau uneori se reduc la zero și celelalte funcții, tocmai pentru că toate se află într-o reciprocitate deosebit de puternică. Iar diminuarea funcțiilor limbajului determină crize nu doar de comunicare, dar și politice. Capitolul 2, abordării teoretico-practice ale eufemizării limbajului diplomatic, reprezintă o analiză a cadrului teoretic al eufemismului, integrând percepțiile mai multor direcții de cercetare, precum abordarea lingvistică, care cercetează eufemismul prin prisma funcționării ca proces în limbă, abordarea pragmatică, care evaluează raportul dintre limbă și context prin evidențierea cunoștințelor ambelor interlocutori și decodarea eufemismelor, și abordarea cognitivă, care cercetează eufemismul prin prisma relației dintre limbă și gândire. Documentarea științifică efectuată permite formularea unei definiții proprii, care presupune că eufemismul însumează în structura sa aspecte lingvistice, pragmatice și cognitive de atenuare a efectelor potențial ofensatoare prin alegerea conștientă a unui cod cu valoare interpretativă, fiind folosit pentru atenuarea efectelor negative, urmărind păstrarea armoniei sociale și evitarea situației care ar amenința respectul și buna înțelegere. Prin urmare, eufemismul este o formă de comportament lingvistic vulnerabil la schimbările extralingvistice,
care servește unui scop bine determinat. Totodată, acest capitol urmărește și corelarea eufemismului cu politețea și corectitudinea politică din perspectiva pragmatică și cea a eufemismului cu disfemismul și tabuul din perspectiva semantică. Interdependența dintre eufemism, corectitudine politică și politețe decide în mod semnificativ gradul de utilizare a expresiilor eufemistice. Aceste concepte sunt interdependente, inseparabile și reciproc corelate, împărtășind un obiectiv comun în ceea ce privește normele sociale. Interferența dintre eufemism și disfemism relevă atitudinea față de receptor și semnificat. Aceste două sunt două procese cognitive de conceptualizare a unei realități interzise, având baze și resurse comune, însă scopuri și intenții diferite. Atât eufemismul cât și disfemismul reflectă dualitatea minte versus trup sau conflictul permanent dintre intelect și absurditate. Din cauza încărcăturii semantice pe care o posedă tabuul, acesta este deseori abandonat, iar bolul creat este format, este substituit cu un eufemism inofensiv. Clasificarea eufemismelor a fost efectuată din perspectiva semantică, care presupune că exprimarea eufemistică nu schimbă sensul cuvintelor, însă arată doar utilizarea specifică a unui cuvânt într-un anumit context, din perspectiva stilistică, care determină expresivitatea textelor diplomatice, și din perspectiva structurală, care dezvăluie inflexiunile eufemismelor și ne arată îmbogățirea sau sărăcirea vocabularului. Investigând eufemismele din perspectiva semantică, am observat că acestea pot fi pozitive sau de amplificare, care extind sensul, de exemplu, angajament față de încetarea focului sau descurajarea agresiunii. Pot fi și eufemisme negative sau de atenuare voalare, care diminuează gradul de apreciere, precum conflict, acțiuni de destabilizare a securității. Acestea pot fi împărțite sau formează deprecieri semantice, care indică modificarea în mentalitatea publică, de exemplu, termenul război este înlocuit prin criză de securitate, confruntare geopolitică, conflict, evoluție sau situație. Deci observăm de la termenul război, care este dur, s-a ajuns treptat la eufemismul situației, care este foarte vag și încăpător. Și anumite câmpuri lexicosemantice, care arată relațiile de ierarhizare stabilite în baza rutinii noționale. De exemplu, termenul politician este înlocuit prin eufemismele exponent al politicului, guvernant, om de stat, om politic sau persoană publică. Perspectiva stilistică determină expresivitatea limbajului diplomatic și observăm că eufemismele pot fi exprimate prin diferite figuri de stil, precum metafora, metonimia, sinecdoca, litota și altele. Perspectiva structurală demonstrează a forma externă a cuvintelor și se bazează pe trei mijloace lexicale, interne, externe și mixte. Aspectul funcțional al eufemismelor a fost investigat atât la nivel lingvistic, ca generator de mesaje codificate, cât și la nivel discursiv, ca proces de comunicare strategică. Prin urmare, cinci funcții pragma-semantice, care se află într-o ierarhie de influență ascendentă, au fost trebuite și anume funcția strategică, funcția de protecție sau atenuare, funcția de persuadare sau influențare camuflată, funcția de denaturare a faptelor și funcția de manipulare. Al treilea capitol, fenomenul eufemizării limbajului diplomatic, este considerat un studiu de caz elaborat în trei limbi, consacrat investigării unor teme de interes major în contextul asigurării securității regionale pentru țara noastră, precum conflictele regionale, escaladarea războiului din Ucraina și migrația și respectarea drepturilor omului. În scopul de a obține o cercetare consecventă și eficace, dintr-o clasă deschisă și extrem de vastă de exemple, una relativ închisă și reprezentativă, care să ne ofere un material lingvistic bogat și obiectiv, am considerat oportun să îngustăm intenționat area noastră de cercetare prin a constitui un corpus de analiză bazat pe 4 principii și 4 criterii. Primul principiu ține de tipul de texte investigate și sursa în care aceste texte apar, iar pentru respectarea acestui principiu, am optat pentru texte specializate produse de diplomați în situații profesionale, precum comunicate de presă, discursuri, interviuri sau note tipărite, note informative tipărite,
publicate pe paginile oficiale ale Ministerilor de Externe și Organizațiilor Internaționale. Al doilea principiu ține de statutul diplomaților, iar pentru aceasta am optat pentru discursuri emise de diplomați cu rang de șef de stat sau de organizații internaționale, miniștri de externe sau ambasadori. Al treilea principiu ține de tematica și limba textelor. Am optat pentru tematici comune pentru toate cele trei limbi investigate. Și al patrulea principiu ține de delimitarea temporală și numerotarea exemplelor, iar pentru aceasta, pentru a respecta acest principiu, am optat pentru o selecție a materialului factic din perioada iulie 2019-mai 2022 și o totalitate de 936 de eufemisme au fost investigate în cadrul corpusului factic. Cele patru criterii de investigare sunt decodarea codului eufemistic, stabilirea funcției limbajului, investigarea conform câmpului lingvistic din punct de vedere semantic, stilistic și structural și evaluarea funcției pragmasemantice a eufemismului, ținând cont de evaluarea contextului. Tema 1. Conflictele teritoriale din regiunea Mării Negre. Investigând modul de corelare a funcțiilor cu limbajul diplomatic și observând modul, urmărit în mod pregnant atât valoarea contrastivă, observând ponderea de frecvență în fiecare dintre limbile investigate, cât și cea a intenției, evidențind scopul implicit de modelarea percepției receptorului, constatăm o interconexiune constantă între acestea. Prin urmare, în raportul dintre inițiator și receptor, funcția conativă s-a dovedit a fi dominantă în contextele de limbă română și franceză, în timp ce pentru contextele de limbă engleză, funcția cu ponderea cea mai înaltă s-a dovedit a fi cea fatică. Considerăm că funcția fatică are prioritate față de celelalte funcții, tocmai pentru că esența diplomației rezidă în abilitatea de a menține dialogul diplomatic în orice situație. Considerând important să menționăm, prezent, deși într-un decalaj semnificativ mai mic față de celelalte funcții, prezența funcției terapeutice, care este îndreptată spre un al treilea participant, și anume observatorul, care se află în afara actului de comunicare și are o viziune diferită asupra aplanării situației de conflict prezente. Investigând modul de corelare a eufemismului conform câmpului lingvistic, din punct de vedere semantic, observăm prezența dominantă a eufemismelor negative sau de atenuare, voalare, precum conflicte a căror rezolvare încătrenează și a căror temperatură este variabilă, spații aflate la intersecția intereselor marilor puteri, în engleză, Night on Russia, continue to have fundamental differences. Au o discussion was frank, sau în franceză, la degradation de la situation securitaire, la montée de tension militaire. Eufemisme pozitive sau de amplificare, de exemplu, linia roșie, retorica agresivă și irresponsabilă și echivalentele lor în limbile engleză și franceză. Formarea câmpurilor lexicosemantice, de exemplu, termenul dialog diplomatic a fost întâlnit în contextele de limba engleză prin eufemismele, exprimat prin eufemismele to pursue diplomacy related to the Minsk Agreement, to seek the balance of interest, to resolve these differences peacefully. Sau în franceză, discussion substantielle, per dedica noi dialog pour essayer d'engager un désescalade. Sau deprecieri semantice, termenul spionaj este înlocuit prin eufemismul comportament imperceptibil, sau termenul cheltuieli este înlocuit prin eufemismele investiții în domeniul apărării, sau investiții pentru securitate, finanțare adecvată sau suplimentară, implicații în termeni de resurse. Din punct de vedere stilistic, am observat că litota este figura de stil cu ponderea cea mai înaltă în toate limbile investigate, de exemplu, conflict înghețat, prelungit, blocat, nerezolvat, cu temperatură variabilă, medie, în engleză shared challenges, increasing pressure, new and dangerous and sophisticated weapons, în franceză, conséquences massive et severe en réponse, jouer un rôle constructif dans le cadre du forum en Normandie, par une reprise rapide du dialogue de nature à faire baisser les tensions. Din punct de vedere structural, împrumutul s-a dovedit a fi cel mai răspândit mijloc de îmbogățire a vocabularului. Observând funcția eufemismelor din perspectiva pragmasemantică, am observat că funcția de protecție atenuare este dominantă în limbile investigate, iar această observație confirmă ipoteza conform căreia
Limbajul diplomatic este un limbaj bine definit, care recurge în mod deliberat la flexibil, îndeplinind rolul de atenuare a impactului. Funcția imediat următoare, cele de protecție, s-a dovedit a fi cea strategică, iar această prezență determină atitudinea fermă a Uniunii Europene privind stabilirea securității și promovarea politicilor care ar reseta dialogul politic ca formă unică de soluționare a conflictului, prin dezescaladare și discuții substanțiale. Tema 2, escaladarea războiului din Ucraina, s-a dovedit a fi un caz practic a ignorării funcției fatice, care a provocat nu doar o criză regională pe continentul european, ci și o catastrofă de ordin mondial cu repercusiuni de lungă durată pe plan politic, economic și social. Totuși, observăm că funcția dominantă în toate contextele investigate a fost cea referențială. Funcția terapeutică, trebuie să observăm că lipsește cu desăvârșire în contextele investigate, și această lipsă ne dovedește sau ne spune despre faptul că într-o situație de criză factorul de mediere este mult prea insuficient, respectiv se impune necesitatea evoluției conștiinței colective de a percepe că într-un război nu există victorie, ci doar victime. Investigând eufemismele conform câmpului lingvistic, din punct de vedere semantic, observăm predominanța eufemismelor negative sau de atenuare voalare, precum mesaje care promovează false valori. În engleză, disinformation and manipulating the lives of civilians, sau în franceză, campagne de dezinformation. Eufemisme pozitive sau de amplificare, conflagrație sângeroasă, în engleză, vicious attack, franceză, odious attack, câmpuri lexicosemantice. Termenul sancțiune este înlocuit prin măsuri comune și coordonate de răspuns, în engleză package of measures, franceză mesure restrictive, și anumite deprecieri semantice. Termenul acțiuni militare este înlocuit cu to incapacitate military infrastructure, sau franceză mesure pour assurer la sécurité et la défense. Din punct de vedere stilistic, litota s-a dovedit a fi dominantă în contextele investigate, de exemplu, agresiune militară, pierderi de vieți, măsuri comune și coordonate de răspuns, în engleză casualties, losses, Russia has not shown any willingness to seriously engage in negotiations for diplomatic solutions, sau în franceză, agresion militar sau equipment de défense. Figura de stil imediat următoare litote s-a dovedit a fi hiperbola, de exemplu, conflagrație sânceroasă, vicious attack, retoric inacceptabil, macabru. Din punct de vedere structural, derivarea s-a dovedit a fi cea mai prolifică în contextele investigate, de exemplu, demilitarization, denazification, incapacitate, disinformation, sau în franceză, dezinformation, affrontement, investissement, relocalization. Împrumutul s-a dovedit a fi cel mai frecvent mijloc de îmbogățire a vocabularului. Din perspectiva pragmasemantică, observăm că limbajul diplomatic, infuzat în mod deliberat cu eufemisme, se dovedește a fi o strategie de elaborare a unei comunicări persuasive, care urmărește scopul de obținerea unor reacții dorite din partea societății. Funcția de manipulare prezentă prin eufemisme precum operațiuni militare speciale, denazificare, demilitarizare sau deputinizare schimbă atitudinea societății față de realitate, ceea ce este de fapt o intenție ascunsă. Funcția dominantă în toate contextele investigate s-a dovedit a fi cea de protecție și, sau atenuare. Tema 3, migrația și respectarea drepturilor omului, a fost investigată în baza evenimentelor de la frontiera estică a Uniunii Europene cu Belarus, organizate în mod intenționat în anul 2021, și a catastrofei umanitare cauzate de invazia Federației Ruse asupra Ucrainei. Funcția referențială s-a dovedit a fi cea mai prezentă în toate limbile investigate, care urmărește scopul de a informa și a transmite informații obiective despre situația de urgență de la frontiera externă a Uniunii Europene cu Belarus, introducere ilegală de migranți facilitată de stat, sau în engleză irregular migration, sau în franceză tentative de zaansapel în european. Investigând eufemismele conform câmpului lingvistic, din punct de vedere semantic, observăm dominația eufemismelor negative sau de atenuare voalare, de exemplu, migrante în situație neregulamentară, sistem de relocare a refugiaților,
returnabile efectivă. Engleză. Taylor made a mutually beneficial partnership with third countries. Undocumented or stateless migrants, all of those fleeing the war. Franceză, imigrant sans papier, imigrant în situație irregulier. Eufemisme pozitive sau de amplificare, de exemplu, a orchestra o criză la frontierele estice ale Uniunii Europene. În engleză, orchestration of irregular migration și în franceză, l'instrumentalisation de la migrație irregulier par les acteurs étatiques. Câmp lexicosemantic, termenul emigrant sau refugiat este înlocuit prin străin, persoane aflate în dificultate, affected individuals at risk, persoane dezespere. Sau termenul deportare este înlocuit prin eufemismul returnare, return measures sau operațiuni de verificare de retur, un exemplu din limba franceză. Deprecieri semantice, termenul gestionarea migrației este înlocuit prin sistem de relocare, eficientizarea returnării migranților și acord de returnare. Din punct de vedere stilistic, litota s-a dovedit a fi dominantă în toate limbile investigate. De exemplu, termenul deportare este înlocuit prin operațiuni de verificare și returnare, măsuri necesare pentru a răspunde provocărilor din domeniul migrației. În engleză, return of people, return border procedures, în franceză, mesure temporaire en matière d'asile et de retour, operațiuni de verificare de retur. Iar termenul refugiați este înlocuit prin persoane forțate să-și părăsească casele. În engleză, all those fleeing the war, ceux qui fuient enquête de sécurité, sunt doar câteva exemple din multitudinea care a fost reperată în timpul lucrărilor. Din punct de vedere structural, derivarea s-a dovedit a fi cel mai frecvent mijloc de îmbogățire a vocabularului. Din perspectiva pragmasemantică, observăm că funcția de protecție sau atenuare s-a dovedit a fi cea mai frecventă. Această frecvență demonstrează tendința de a trata acest subiect sensibil în acord cu corectitudinea politică, protejând și atenuând nuanțele derogatorii, ceea ce denotă o rezervă în discuție, evitarea motivată a termenului direct și camuflarea realității dure. Analiza cantitativă a rezultatelor a fost investigată în baza 936 de eufemisme, iar dacă observăm tabloul funcțiilor limbajului reflectate în trei teme și trei linii, atunci observăm că pentru tematica conflictului, funcția dominantă este cea conativă pentru contextele de limbă franceză și română, în timp ce pentru tematica războiului și a migrației, funcția dominantă este cea referențială. Totodată ținem să observăm și prezența funcției terapeutice în contextele de limbă română și franceză, care lipsește, de fapt, în tematica cu referire la război și la migrație. Dacă observăm tabloul tipurilor de eufemisme, observăm dominanța sau ponderea cea mai înaltă a eufemismelor de atenuare pentru toate temele investigate și în toate limbile investigate, iar tabloul funcțiilor eufemismelor din limbajul diplomatic în trei teme și trei limbi ne demonstrează că funcția de protecție este dominantă pentru toate temele și toate limbile. Din păcate, trebuie să observăm și prezența funcției de manipulare pentru contextele de care cu referire la tematica războiului, care au fost referate în contextele anumite contexte de limbă engleză. Concluziile studiului asupra dimensiunii eufemistice a limbajului diplomatic vin să confirme ipoteza de bază a cercetării noastre în totalitate. Cercetarea epistemologică și metodologică care a stat la baza demersului nostru demonstrează că atât ipoteza de plecare cât și tezele propuse pentru investigare confirmă aserțiunea conform cărei eufemismele servesc drept alternativă la duritatea unui limbaj crust și nepoliticos, teza 1, respectiv limbajul diplomatic își afirmă statutul de limbaj al puterii și poate fi utilizat în calitate de strategie de persuadare și influențare camuflată, teza 2, iar în consecință devine un limbaj cu un scop bine definit, care recurge în mod deliberat la eufemism, devenind rolul de atenuare a impactului diplomatic, creând astfel condiții pentru manevre diplomatice, teza 3. În finalul acestei cercetări venim și cu anumite recomandări, precum a cerceta limbajul din diverse perspective, în baza metodologiei propuse în prezenta lucrare,
întrucât valorificarea potențialului informativ al diverselor perspective ar favoriza evidențierea unor conotații ascunse pe care tinerii lingviști sau diplomați ar trebui să le identifice și să le aplice în mod corespunzător. A folosi rezultatele acestei investigări în dezvoltarea ulterioară a cercetării asupra domeniului limbajului diplomatic, a utiliza eufemismele reparate în corpusul faptic pentru perceperea semnificației implicite a eufemismelor utilizate în contextele diplomatice, și în speranța că rezultatele acestei cercetări vor fi destul de convingătoare atât pentru cei interesați de lingvistică, cât și pentru tinerii diplomați, recomandăm să se valorifice puterea limbajului diplomatic la justa sa valoare. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumim și noi. A fost o prezentare, v-ați încadrat în termenul prescris, așa, și a fost o prezentare clară pentru toată lumea, foarte așa, rezumativă. Acum, dacă aveți întrebări, neclarități, precizări, poftim cine dorește. Eu aș avea o întrebare, dar nu atât de categorică. Vorbesc și eu un pic. Cam la... Vă înstrecem aici atunci. Credeți? Haideți așa, ca să vă vedeți. Da. Mergem la măsurile noastre și dacă se pregătește să vă anunțat inițial și ce s-a numărat mai apoi, mă motivează să vă adresez întrebarea despre ordinea priorităților în cercetare. Dumneavoastră ați vorbit despre ordinea lingvistic, pragmatic și cognitiv. Asta. Acum, dacă ne imaginăm teoria entităților din chineză, da, sau matrioșcări. Care e matrioșca mare întreaga aceasta? Desigur că am fost... Mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare logică, dar care are o bază care s-a evidențiat pe parcursul anilor de studii, când vedeam de fiecare dată ca să ține câte un referat la finalizarea fiecărui an, deci trebuia să... Și de fiecare dată Comisia de Îndrumare tot mă îndrepta că, uite, e bine, dar te-ai dus prea tare, prea mult în relațiile interne. Asta e, da, am uitat. Am uitat, da. Deci asta n-am putut să scap până la sfârșit, pentru că în cercetarea noastră am abordat teme, în primul rând, durute, de către poporul nostru și abordarea pragmatică a fost cea care m-a impulsionat de fiecare dată și pe care trebuia să o țin cumva în frâu, să dau prioritate și abordării lingvistice și respectiv abordării cognitive, dar nu puteam să rămân indiferentă când vedeam scopul. E adevărat, dar știți, fiindcă acum este foarte prezent dimensiunea cognitivă în cercetări, oricum ați pornit de la cunoaștere și ați adaptat-o la situația pragmatică și apoi ați analizat modul în care este exprimată. Da. Pentru că asta a fost și parcursul pe care ne l-ați prezentat, de fapt. Deci, eu vă mulțumesc că a fost așa o întrebare, este întrebări de precizare, dar a fost foarte frumos. Da. Putem cine mai dorește să precizeze ceva? Eu voiam să precizez, dacă nu mai sunt. Mi se pare că ați vorbit despre metodele utilizate, metoda tipologică, poate contrastiv tipologică. Mi s-a părut că mai bine s-ar da, încadra în studiu. Contrastiv tipologică, pentru că este un studiu contrastiv. Da, și... de asta. Asta e o precizare doar. Și mai aveți funcție terapeutică, ați încadrat-o în schema lui Jacobson, acolo sunt 6 funcții, dumneavoastră ați adăugat una
poate că trebuia de precizat sau poate că cumva să o distanțați de schema lui Jacobson, pentru că trebuia de precizat, asta e schema lui Jacobson, poate cele 6 funcții pe care foarte bine le-ați ilustrat și aceasta este o funcție dedusă din contextele pe care noi le-am analizat, să zicem. Deci mi s-a părut că a fost nevoie de a separa cumva sau printr-o remarcă. Mie mi s-a părut așa, tot este o precizare. Și mi s-a părut intelect și absurditate, e vorba de corelarea aceasta pe care ați vorbit-o, nu prea se, nu sunt compatibile. Poate sens, conținut și absurditate, sau nu știu cumva. Da, intelectul e o altă categorie și absurditatea e altă categorie. Deci, da, probabil trebuia să se încadrează în alte categorii. Și absurditatea am lăsat așa din cauza că în cadrul investigării eufemismelor am observat și prezența anumitor disfemisme în anumite contexte și bazându-mă pe acele exemple am lăsat pe schematic doar... Poate logică, nu știu, logică absurditate. Dacă e absurditate, trebuia să... Prezența acelor disfemisme pe care le-am referat în cadrul exemple, în cadrul contextelor, vorbesc de la sine că în acele contexte emise de anumiți ambasadori în discursuri diplomatice chiar nu și-au locul și undeva s-a depășit acea barieră a bunului simț pe care limbajul diplomatic ar trebui să-l respecte în orice situație de asta. Să-l păstreze. Să-l păstreze, da, să-l păstreze în orice situație. Da, vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări, precizări, eu știu, poate, curiozități pe care ați vrea să le vedem. Tema tezei este foarte interesantă și actuală, sau cea mai actuală dintre toate lucrurile câte le-am mai discutat. Așa. Și a adus-o la zi, de fapt, tema, teza, deși a început-o mai târziu, a adus-o la zi. Deci este cea mai fierbinte, hai să zicem, actualizare acestei teme. Dacă nu sunt, vă mulțumim și acum urmează ca secretarul Comisiei de Doctorat să aducă la cunoștință avizul Comisiei de Îndrumare a tezei și avizul Departamentului de Profil, precum și alte avize asupra tezei și a rezumatului tezei, dacă acestea au fost prezentate în Comisia de Doctorat. Și sunt sigură că au fost. Da, da, cu mulțumesc. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, cu privire la avizul Comisiei de Îndrumare și avizul Departamentului de Profil, trebuie să spun că au fost elaborate la etapele respective și adăugate la dosar. Bineînțeles că avizele și în cazul Comisiei de Îndrumare și în cazul Departamentului de Profil sunt pozitive, în sensul că au aprobat evaluarea tezei la următoarea etapă de susținere. Aceste avize au și câteva recomandări, sugestii, pe care doamna Galina Bobeic le descrie detaliat în tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor, Comisiei de Îndrumare și respectiv a membrilor Departamentului de Profil. Stimată doamnă președinte, spuneți-mi, vă rog, dacă trebuie să dau citire în întregime. Aici doamna Bobeic explică foarte detaliat, indicând foarte concret pagina unde a intervenit și a respectat observațiile, recomandările. Și în primul caz și în al doilea caz. De asemenea, cu privire la avizele la rezumatul tezei de doctorat, trebuie să specific că au fost recepționate 3 avize la rezumatul tezei de doctorat. Acestea sunt semnate de către doamna Nina Roșcovan, doctor, conferențiar universitar, de la Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova. Toate 3 sunt pozitive.
Următorul aviz este semnat de către domnul Boris Damurar, doctor conferențiar universitar, ex-ministru al apărării, ex-ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonă, am salutat astăzi. Și cel de-al treilea aviz la rezumatul tezei de doctor este semnat de doamna Eugeniu Vizier, director al Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. De asemenea, vreau să vă întreb dacă are rost să dăm acum citire. Nu, nu, dacă au fi fost niște sugestii, niște întrebări, menționez că observații sunt pozitive, pot da citire doar concluziilor, dar vă zic că au fost studiate și... În concluzii? Ce concluzii? Probabil, puteți să dați citire în concluzii, ca să dacă... Citesc din avizul doamnei Nina Roscova, doctor conferențiar universitar. Reșind din cele menționate, confirmăm că pentru studiul efectuat, autoarea Galina Bobei merită pe deplin conferirea gradului științific de doctor în filologie, specialitatea 621.04, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate în traductologie. Avizul semnat de domnul dr. Boris Camurat. În temeiul argumentelor menționate, apreciem că studiul intitulat Dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiu contrastiv al eufemismului în limbele engleză, franceză și română, la specialitatea 62104, elaborat de Galina Bobeică, merită conferirea gradului științific de doctor în filologie și cel semnat de doamna Eugeniu Vizier, domnul Eugeniu Vizier, director al Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Republicii Moldova. Dumnealui concluzionează în felul următor. Rezumând, putem afirma că concluziile și recomandările din teza Dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiu contrastiv în limbile engleză, franceză și română, constituie un valoros temei teoretic cu aspecte utilizare practică pentru o perspectivă. Considerăm că lucrarea respectivă va servi un izvor de inspirație și o sursă științifică pentru tinerii diplomați de carieră din Republica Moldova, care activează pe tărâmul diplomatic și vor contribui la dezvoltarea și consolidarea diplomației ca mijloc și instrument de promovare a intereselor statului pe plan extern. Vă mulțumesc, doamna Dimentieva. Dacă aveți ceva de spus pe marginea acestor... Dar dacă nu, trecem la următoarea etapă și vă rugăm să luați loc deja. E vorba de faptul că referenții desemnați să prezinte referatele de analiză, așa, se pronunță asupra posibilității obținerii de către studentul doctorand a titlului științific pretins. Deci, vă prezentați referatele de analiză cu concluziile de rigoare. Vă rugăm. Începeți dumneavoastră, doamna profesor? Nici de pe loc. Da, de pe loc. De pe loc, ca să... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu aș începe prin faptul de a sublinia că am avut o mare plăcere să fiu în comisie de urmare pentru această teză și mulțumesc foarte mult doctorandei pentru toată receptivitatea și corectitudinea în reacția la observațiile, propunerile care au fost pe parcurs. Toate, bineînțeles, au fost din intenții cele mai frumoase ca să ajungem la ziua de astăzi, care ne bucură foarte mult, chiar prin începutul deja la care am asistat. Am avut mare plăcere să ascult și rapoartele, dar și participările la conferințele internaționale unde am fost împreună în ateliere. Întotdeauna am apreciat atitudinea foarte perseverentă, cercetarea în profunzime și, bineînțeles, lucrurile acestea au fost reflectate în teza de doctorat. Am făcut un aviz destul de voluminos pe mine, nu știu dacă o să ocup atâta timp, dar
Oricum, aș încerca să insist pe anumite compartimente și, bineînțeles, toată lumea știe că Uteza are ușa și holul, iar acesta este introducerea. Și în partea aceasta toată lumea intră și vrea să vadă esența, pentru că de aici pornește și toată teza, structura și, bineînțeles, concluziile. Am văzut foarte clar această punte construită între ipoteză, teze și concluziile la care ați ajuns și este foarte apreciabil acest lucru. Bineînțeles că o să trec direct la teză, la aviz, ca să nu întind prea mult și o să încerc să omit lucrurile care deja au fost spuse. Teza de doctor elaborată de doamna Galina Bobeica este centrată pe un subiect de actualitate care valorifică funcționarea eufemismului în limbajul diplomatic. Este o investigație de o valoare sociopolitică și civilizațională importantă, provând o dimensiune transdisciplinară și multilingvă, care captivează cititorul atât prin caracterul larg, non-doctrinar, al perspectivei, cât și prin capacitatea de sinteză materialului teoretic și aplicarea lui pe mai multe compartimente, care pot fi considerate studii de caz cu elemente marcate de o abordare pragmatică multilaterală. Am considerat că nu aveți un singur studiu de caz, cum ați afirmat, sunt trei studii de caz, pe o structură deja pe o cândva așa elaborată, dar sunt trei studii pentru că și rezultatele au fost într-adevăr diferite. Compartimentul introductiv dezvoltă aspectele fundamentale legate de conținutul tezei și de activitatea de cercetare. Din punctul nostru de vedere, importanța acestui compartiment al investigației constă în primul rând în afirmarea poziției teoretice a autoarei, în abordarea fenomenului eufemismelor în limbajul diplomatic. Menționăm că autoarea își bazează cercetarea pe principii și concepte proprii, coagulate în constituentele de bază ale investigației. Actualitatea cercetării pornește de la constatarea că aspectele lingvistice ale fenomenului eufemizării limbajului diplomatic au fost insuficient cercetate în procesul de comunicare din perspectiva relațiilor internaționale. Argumentul forte al acestei constatări derivă din condiția că eufemismele funcționează ca un puternic instrument lingvistic pentru asigurarea unei comunicări diplomatice eficiente și păstrarea armoniei în relațiile internaționale. Nu mă opresc la partea cu consultarea surselor teoretice, este una foarte densă, de asemenea și bine expusă. Parcursul metodologic este orientat de la analiza literaturii de specialitate spre aplicarea tezelor respective pe un corpus faptic, studiu contrastiv în trei limbi, iar în partea preliminară a lucrării sunt expuse cu lux de amănunte criteriile de constituire a corpusului faptic, corpusului contrastiv trei limbi. În acest sens, doctoranda respectă o serie de parametri care condiționează o analiză lingvistică descriptivă, coerentă și, bineînțeles, contrastivă. O primă condiție care asigură fiabilitatea corpusului rezultă din omogeneitatea textelor donatoare de exemple. Este vorba despre texte extrase din surse oficiale, după cum ne-a informat deja doamna Bobeica. În al treilea rând, limbajul. Deci, al doilea parametru este că este respectat tipul de text și sursa. În al treilea rând, limbajul diplomatic este abordat prin prisma unor tematici actuale și importante, ne-am convins foarte clar de acest lucru. Respectarea principiilor enumerate contribuie la constituirea unui eșantion de exemple reprezentativ și pertinent pentru analiză. Tot în introducere sunt conturate tezele de bază înaintate spre susținere, acest capitol explicitând ipoteza și tezele respective. Susținem opinia doctorandei care interpretează eufemismul ca un fenomen lingvistic utilizat conștient în intenția de a voala
formele nepoliticoase și de a păstra armonie în timpul comunicării diplomatice, cu scopul de a creiona o situație delicată într-o manieră plină de tact, dându-o dovadă de neutralitate emoțională și spirit creativ. Afirmația este valabilă și pentru comunicare extinsă spre întreaga comunitate socială și diverse situații excepționale. Totodată, nu putem exclude caracterul ambigu al efectelor utilizării eufemismelor în limbajul diplomatic, care, pe lângă intenția de a transmite mesaje pozitive către societate, utilizează strategii de camuflare. Doctoranda consideră că atare situații necesită interpretări detaliate și probabil anume prin aceasta se explică scopul investigației efectuate, care este dezvoltat cu mare claritate în obiectivele la care s-a referit deja doamna Bobeică. Este de apreciat abilitatea și capacitatea de argumentare a doctorandei în ce privește precizarea unor concepte cheie în teoria comunicării, inclusiv a comunicării specializate în domeniul diplomației. Ele au contribuit la elaborarea unui model teoretic al cărui scop a fost analiza criteriilor de clasificare și de identificare a funcțiilor eufemismelor în limbajul diplomatic. Această constatare pune în valoare noutatea și originalitatea științifică a prezentei investigații. Cercetarea contribuie la aplicarea lingvisticii pragmatice în analiza proiecției eufemismului, încodarea și decodarea mesajelor diplomatice în limbile română, engleză și franceză și acele cognitive, oferind posibilități inedite de cercetare fenomenului eufemizării limbajului diplomatic. Subliniem că rezultatele investigației doctorale au fost argumentate, expuse publicului în cele 10 publicații la care ne-am referit deja. Teza de doctorat a doamnei Bobeică este structurată pornind de la multe criterii pertinente pentru un studiu cu un caracter interdisciplinar, cronologice, sociale și tipologice. Primul capitol al tezei trasează evoluția în timp și în spațiu a domeniului și limbajului diplomatic din perioada preistorică până în prezent, când se manifestă tot mai evident fenomenul diplomației digitale. Cercetătoarea constată că trecerea dinamică de la diplomația clasică la cea digitală a favorizat modelarea practicilor diplomatice conform naturii schimbătoare a evenimentelor, respectiv a evoluat limbajul diplomatic și terminologia sa. Astfel se conturează o deschidere nemai cunoscută până acum a unui domeniu care era perceput tradițional ca unul elitar, închis pentru un public larg. Doctoranda conchide că într-o lume în care informația și negocierile devin din ce în ce mai democratizate, modelul diplomației clasice este deseori insuficient pentru a monitoriza adecvat grupurile care sunt afectate de deciziile luate. Iar în secolul al XXI-lea, diplomația ar trebui să aibă pe lângă cunoștințele conform modelului clasic, competențe bine însușite ce țin de operarea cu instrumentele diplomației digitale. Cercetătoarea este de părere că, în opoziție cu limbajul propriu-zis, limbajul specializat, conceput ca sistem de comunicare, reprezintă un subcod pragmatic al limbii în ansamblu, al cărui scop este transmiterea informației. Din textul investigației rezultă că, fiind un cod particular de manifestare a limbajelor de specialitate, limbajul diplomatic cunoaște problemele tipice pentru funcționarea acestora, în special la capitolul terminologie normalizată. Doctoranda atenționează asupra faptului că noțiunea și conceptul de limbaj diplomatic vine să confirme în mod direct specializarea acestui tip de limbaj, care este frecvent folosit într-un sens mult mai larg decât cel al specificului profesiei de diplomat, accentuând totodată necesitatea excluderii unor neclarități în interpretare, de exemplu a termenilor diplomației socială și diplomației digitale. Mai multe detalii sunt oferite pentru diferențierea noțiunilor de propagandă și relații publice. Tot în primul capitol sunt
construite punțele spre analiza funcționării limbajului diplomatic din perspectiva procesului de comunicare, comunicare în baza modelilor de cercetare lui Roman Jakobson și Solomon Marcus. Această abordare pune în evidență modul de manifestare dimensiunii eufemistice în limbajul diplomatic ca practică generativă de noi conotații și respectiv dezvoltarea competențelor de interpretare. Capitolul de referință propune criterii de analiză a limbajului diplomatic structurate pe niveluri. A fost făcut o analiză foarte aprofundată prin specificul funcționării la nivel fonetic, morfologic, sintactic, lexical și terminologic. Concluziile emisii de doctorandă privitor la informația analizată în primul capitol pun în valoare caracterul istoric, cunoscând de-a lungul etapelor dezvoltare evoluției ascendente, dinamic și pragmatic al funcționării limbajului diplomatic și a terminologiei sale într-un larg spectru comunicativ. Este pus accentul pe faptul că epoca contemporană constituie apogeul evoluției diplomatice. Totodată, în condițiile globalizării, devine clară tendința limbajului diplomatic spre digitalizare. Capitolul 2 este consacrat prezentării critice a diferitelor concepții existente asupra noțiunii și conceptul de eufemism și oferă o analiză multidimensională în cadrul teoretic al eufemismului prin intermediul unor direcții de cercetare precum cea cognitivă, pragmatică și lingvistică. Există argumente puternice discutate de autoare, pornind de la o documentare științifică pertinentă. Această abordare îi permite doamnei Bobei că formularea unei definiții proprie a conceptului examinat în teza de doctor, potrivit căreia eufemismul însumează în structura sa aspecte lingvistice, pragmatice și cognitive de atenuare a efectelor potențial ofensatoare prin alegerea conștientă a unui cod cu valoare interpretativă. Totodată observăm că acest capitol conține analiza unor triade ce încadrează corelație eufemism, politețe, corectitudine politică, perspectivă pragmatică și de altă parte eufemism, disfemism, tabu, perspectivă semantică. Este vorba aici despre principalii, dar declanșatori ai eufemismului în comunicare. Clasificarea eufemismelor conform caracteristicilor formale și funcționale, prin prisma aspectului semantic, eufemisme pozitive, negative, sigle sinonimice, deprecieri semantice, sau stilistic, eufemismele se pot manifesta prin diverse forme stilistice. Am observat foarte clar această funcționare și structural. Eufemismele afectează forma externă a cuvintelor prin distorsiunile pe care le provoacă. Vine să confirme complexitatea fenomenului vizat. Ținând cont de faptul că limbajul diplomatic este un important instrument de influență, cu ajutorul căruia diplomații acționează asupra comportamentului destinatarului, orientându-l în direcția care le este favorabilă, tot în capitolul 2 este efectuată investigarea aspectului funcțional al eufemismelor prezente în limbajul diplomatic. Materialul foarte bogat utilizat într-o argumentare a taxonomiei eufemismelor este completat de informații tot atât de valoroase care explică funcția strategică, funcția de protecție sau de atenuare și celelalte expuse deja. Apreciem o verificare pertinentă dimensiunii cognitive a conceptului de eufemism prin prisma relației dintre limbă și gândire, construind o legătură solidă cu lingvistica cognitivă care pune accent pe legătura limbii cu gândirea, cultura și mentalitatea națională. Autarea prezintă investigație vede în acest concept un instrument pentru educația mentală complexă sau cunoștințe cumulative asupra unei probleme specifice și dispune de diverse modalități de exprimare. Este bine dimensionat poziționarea cercetătoarei privitor la utilizarea eufemismelor în limbajul diplomatic, care, în opinie doamnei Bobeică, este direct proporțională cu competențele lingvistice și cognitive ale celor care folosesc cuvintele ca instrument al atingerii scopurilor.
ceea ce este de fapt esența comunicării diplomatice. Concluziile referitor la informația examinată în capitolul 2 al tezei de doctorat reiterează constatarea emisă de doctorandă despre multitudine de opinii ale cercetătorilor privind conceptul de eufemizare a limbajului diplomatic. Ca urmare, doamna Bobeică deduce că eufemismul este un proces complex care incorporează toate aspectele sociale, lingvistice, pragmatice și cognitive. Capitolul 3 oferă un amplu studiu de caz, 3 studii de caz, elaborat în baza unui corpus faptic textual în 3 limbi, română, engleză, franceză, și structurat pe 4 evenimente importante ale actualității politice internaționale și pertinente pentru securitatea Republicii Moldova. Doctoranda emite 4 criterii de investigare pentru fiecare dintre limbile de lucru și menționăm din nou abordarea cognitivă a funcționării eufemismelor și respectiv a semnificației acestora în limbajul diplomatic, ceea ce a fost efectuat în funcție de contextul în care apare eufemismul concret, întrucât, după cum afirmă pe bună dreptate doctoranda, niciun semn lingvistic nu este eufemistic în sine, ci anume contextul și utilizarea discursivă confirmă acestui semn calități eufemistice. La examinarea compartimentului practic al tezei de doctorat, descoperim un corpus faptic multilingv care oferă diverse statistici din punctul de vedere al tipului de eufemism generat în fiecare eveniment analizat. Acest compartiment al tezei este foarte bogat exemplificat, iar analizele și interpretările pragmasematice ale eufemismelor sunt realizate în corelare strânsă a limbajului diplomatic cu funcția limbajului în general. Este respectată valoarea demersului contrastiv al prezentei investigații. În corpus putem extrage fără careva dificultate ponderea elementelor de analiză în cele trei limbi al tezei de doctor. Este subliniat faptul imposibilității manifestării concomitente a tuturor funcțiilor limbajului. Totodată este dificil de a stabili ponderea fiecărei funcții, toate fiind direcționate spre asigurarea esenței diplomației, adică menținerii contactului sau dialogului diplomatic. Pe lângă materialul textual, concluziile la acest capitol au și un suport grafic, prezentat în numeroase figuri, din care rezultă cu maximă claritate o serie de statistici convingătoare, care reflectă funcționarea eufemismelor în diverse contexte. Doctoranda menționează, în primul rând, că eufemismele din domeniul diplomatic se află la intersecție dintre politețe și corectitudine politică, plasament care determină crearea unor termeni noi, ad hoc, iar dimensiunea eufemistică a limbajului diplomatic abundă tehnici de influențare camuflată. Concluziile generale cu privire la dimensiunea eufemistică a limbajului diplomatic confirmă ipoteza generală a acestei lucrări, conform căreia eufemismul din limbajul diplomatic dezvoltă în toate cele trei limbi investigate caracteristicile unui instrument generativ de semnificații pozitive, care, în urma decoderii și interpretării în baza cunoștințelor receptorului, contribuie la atenuarea conotațiilor negative. Și totodată se dovedește a fi o strategie de modelare a conștiinței sociale, fiind un instrument de influențare a comportamentului receptorului. Structurile cu eufemisme funcționează ca un spațiu favorabil pentru interferarea acestor două tendințe, având o pondere explicativă apreciabilă în argumentarea afirmației, potrivit căreia limbajul diplomatic este un limbaj al puterii. Prezentarea tuturor acestor elemente a fost realizată prin apeluri la o bibliografie impresionantă, a cărei valorificare critică în determinarea cadrului cercetării demonstrează capacitatea autoarei de a aplica creator în aceeași lucrare principii de analiză diverse ca origine teoretică, fără a atinge unitatea structurală și conceptuală acesteia sau coerența demonstrației. Pentru că, deși teoriile la care se apelează vin din orizonturi de gândire diferite, valorificarea lor contribuie la realizarea unui model pertinent de funcționare
a eufemismelor în limbajul diplomatic, înscrise în direcțiile de cercetare de optic cognitiv și pragmatic. Cele expuse mai sus permit să conchidem că pentru studiul efectuat, autoarea Galina Bobilcă merită pe deplin conferirea titlului științific de doctor în filologie la specialitatea 62104 lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie, cu calificativul foarte bine. Vă mulțumim și noi, doamna profesor Ludmila Zvanț, pentru o analiză atât de detaliată și judicioasă, pertinentă. Se vede că ați fost membru comisiei de îndrumare, ați fost foarte implicată în elaborarea acestei, am sesizat acest lucru. Următorul referent, luăm așa la rând cum apar în rezumatul tezei, este vorba de Stoiana Vainga, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Primul rând, vreau să mulțumesc autorului, conducătorul de științific, membrii comisiei de îndrumare și membrii comisiei de doctorat pentru oportunitatea de participa în discuția acestei teze și vreau să vă prezint aviziul care l-am pregătit în baza analizei tezei dumneavoastră. Este bine cunoscut faptul că scopul diplomației constă în aplicarea metodelor pașnice și a negocierii, consolidarea relațiilor interstatale, dezvoltarea raporturilor amicale cu țările neutre, precum și menținerea celor cu guvernele ostile, cuvântul având un rol primordial în actul diplomatic, prin esența și natura sa deja reprezintă un act de devenit cu surse de pace și armonie, sau din potrivă, cauza unor neînțelegeri sau ostilități, chiar și un pretext pentru a începe acțiuni militare. Diplomația este considerată o jonglerie a cuvintelor și a gesturilor premeditate, adresate persoanelor influente pentru a asigura succesul diplomatului interesat. Un diplomat care posedă excelent limba în care el desfășoară actul diplomatic este un politician de valoare. În acest context este extrem de important de analizat modalitatea introducerii, utilizării și manipulării limbii de participanți la procesul diplomatic direct și indirect. Comunicarea diplomatică presupune și corespunderea normelor corectitudinii publice, iar pentru ca comunicarea să fie eficientă, se recurge din ce în ce mai mult la oarecare distorsiune a realității obiective, atenuare și, în unele cazuri, înlocuirea diferitor concepte și fenomene. Prin urmare, în discursul diplomaților există tendința de a folosi mijloace lingvistice care permit voalarea și maximalizarea aspectelor negative ale fenomenelor sociopolitice. În aceste cazuri putem vorbi despre utilizarea optimismelor politice, obiectul de studiu al prezentei teze de doctorat, un domeniu captivant, atât prin complexitatea valorii naționale, cât și prin diversitatea formelor de redare. Astfel, actualitatea problemelor abordate în teze de doctorat elaborate de doamna Bobilcă este confirmată de interesul tot mai mare a cercetărilor pentru limbaj în acțiune. Tradițional, majoritatea studiilor în domeniul comunicării politice aparțin specialiștilor în politologie și comunicare, pe când investigarea discursului diplomatic din prisma analizării unor fenomene lingvistice, în special în condițiile geopolitice actuale în Europa de Est și spațiul balcanic, necesită completare științifică suplimentare. Prin urmare, o astfel de cercetare analitică descriptivă se caracterizează prin însemnătate și relevanță indiscutabilă. Formularea scopului concret al studiului, elucidarea caracterului ambigu și equivoc al limbajului diplomatic, care utilizează strategii de camuflare aspectelor negative, prin prezentarea acestor într-un mod cât mai amabil posibil, indicat la pagina 11, denotă o percepție științifică corectă a autoarei, iar trasarea unor obiective științifice clare și realiste în vederea confirmării ipotezei științifice înaintate, bazate pe efectul utilizării eufemismului limbile române, engleză și franceză în limbaj diplomatic, ca instrument generativ și strategic de influențare a opiniei publice și interpretarea gestură, a contribuit la realizarea lor de pline. Doresc să constat că pentru atingerea scopului propus și obiectivelor enunțate, cercetătoarea a verificat și a aplicat o diversitate considerabilă de metode de cercetare științifică, atât aspect teoretico-metodologic, cât și în analiză materialului empiric.
Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei își găsește expresii în ofertă de surse teoretice care pot servi ca suport pentru noi investigații în domeniul politologiei, comunicării politice, politicii lingvistice, lingvisticii politice, traductologiei. Fiind precedate de introducere care corespunde ca structură și conținut rigorilor înaintate de instituțiile de rezort, lucrarea este compusă din 3 capitole, conținând 17 paragrafe, lângă celelalte componente obligatorii a unei teze de doctorat titulate acte legislative. Încadrarea temei, 3 capitole se pare potrivită și justificată, respectând o succesiune logică în cercetarea materialului. O impresie pozitivă a lăsat capitolul 1, intitulat Evoluția și caracteristicile limbajului diplomatic, axat pe prezentarea cadrului teoretic care a oferit suport investigației realizate. În acest capitol, teza autoarea a trecut în revistă următoarele aspecte. Relatarea diacronică a dezvoltării limbajului diplomatic și examinarea particularităților și componentelor Constituției ale acestuia, studierea procesului de evoluție a diplomației clasice prin prisma tehnologiilor moderne avansate și participanților implicați. Discursul politic în mass media este sursa informațională de bază pentru cetățeni și uneori constituie unicul mijloc prin care aceștia percep politica în societate contemporană, contribuind la formarea opiniei publice ca țintă, ce are un rol imens în formarea stereotipurilor sociale, politice și lingvistice. Caracterizarea trăsăturilor și tendințelor contemporane, dezvoltarea limbajului diplomatic cu referire la funcțiile realizate și relațiile menținute în procesul de comunicare politică intra- și interstatală. Dimensionat analiza critică a co-relației diplomației publice, diplomației sociale, propagandă, relații publice, conform perceptelor experților antici și moderni. Analiza limbajului diplomatic ca parte integrală a limbajului specializat, un sistem semiotic complex de semne autonom și modalitatea realizării dimensiunii filistice în limbajul diplomatic prin prisma funcțiilor lingvistice evidențate de Roman Jacobson și postulatelor Solomon Marcus. Aplicarea un astfel de procedeu a permis evidențierea realizării dimensiunii filistice în limbajul diplomatic ca practică generativă a noilor valențe semantice. La fel de reușit este capitolul 2, acordă teoretico-practice al eufemizării limbajului diplomatic, care oferă o perspectivă sintetică asupra contribuțiilor teoretice, metodologice și empirice ale studiilor de relație în vedere definirii noțiunii de eufemism ca fenomen în limbajul diplomatic. Conform afirmației doamnei Popeică, se atestă o dificultate în identificarea unei definiții unanim acceptate, pagina 52, fapt ce a motivat aplicarea unui set de procedee fundamentale de investigare eufemismului. Procedeul lingvistic, bazat pe izolarea contextuală și extralingvistică eufemismului ca fenomen sociolingvistic, a permis evidențierea aspectelor eufemistice comuni în cadrul limbajului diplomatic, abaterea de la semnificație, existența semnificațiilor rași, cu abilitatea eufemismului de a-și modifica funcția realizată. Autoarea tezei oferă sinteze de definitorii eufemismului în baza valorilor semantico-stilistice, funcționale, psihosociale și ideologice. Procedeul pragmatic, în baza relației intenția inițiatorului, denunț contextual, percepția receptorului. Din perspectiva părinților lingvistice moderne, Ghezelinal de Saussure, în viața oamenilor și societăților, limbajul este factorul cel mai important dintre toate. Astfel, este important de urmărit modalitatea manipulării limbii de participanții la procesul politic cu implicare construcțiilor eufemistice. Limbajul diplomatic este un limbaj al puterii, iar forța unui discurs constă în declanșarea unei urianțe rezonanțe umane. Comunicarea diplomatică fiind bazată pe imaginea politică a țării, puterii și imaginea lingvistică a puterii. Adică se răspunde la întrebarea cine spune ce spune, cui spune și ce mai important, în ce mod și cu ce efecte. Aici autoarea specifică și minuțios analizează conceptul de eufemism cu valoare funcțională de manipulare, interdicție de atenuare al factului, de constrângere, de presiune, dar și relațiile pe care construcțiile eufemistice le mențin cu corectitudinea politică, mecanismul comportamentului în diverse situații de interacțiune socială și politică. Procedeul cognitiv prin prisma relației dintre limbă și gândire, mecanisme principale pentru formarea eufemismelor în neutralizarea caracteristicilor negative ale conceptului original,
minoarea severității unui semn negativ, devierea caracteristicii estimate de la negativ la pozitiv. Continuând ideea corelației dintre corectitudine politică și eufemism, se introduce al treilea element comparativ, politeța, o strategie universală unanim acceptată în timpul relației comunicative. Și se investigează rolul politeței în comunicarea diplomatică. Avantajul utilizării construcțiilor eufemistice are drept scop menținerea unei situații comunicative ce le permite diplomaților să imită afirmații și avertismente reciproce dure, fără ca caietica, a provoca dispute sau a deteriora propria imagine sau imaginea țării în plan internațional. De asemenea, s-a analizat amănunțit caracterul de interdependență în cadrul triadei eufemism, disfemism, tabu, pornind de la concepțiile psiholingvistice a lui Sigmund Freud și Steven Pullman. Domnul Băbeică investigează aspectele diferențiale ale componentelor triadei în baza gradului de răspândire și frecvenței de utilizare, scopul input și funcție realizate. Susținem afirmația următoare, precum eufemismul și tabul au un aspect diferit, însă eufemismul are o față mult mai plăcută decât tabulul. A fost binevenită și efectuarea unei tipologizări a eufemismului din limbajul diplomatic. Drept criteriu pentru clasificare și exemplificare a servit aspectul semantic, valoarea semantică, aspectul structural. Eufemismele au fost oferite exemple grăitoare de eufemism pentru fiecare clasă structurală, semantică și stilistică. O atenție deosebită este acordată prezentării și evaluării criteriului funcțional al eufemismelor. În comunicarea diplomatică internațională, orice expresie metaforică, metonimică, are valoare și forțe suplimentare atunci când scopul enunțului vizează obținerea și sau organizarea puterii sau influenței. Pornind de la ideea că actul diplomatic scris sau oral este o formă de acțiune, iar exprimarea influențează acțiunea, este esențial de studiat funcționalitatea eufemismelor în calitate de coduri lingvistice de transmitere mesajului diplomatic, fără a provoca consecințe nedorite, evitând afronturile și ofensarea altor participanți sau difuzarea publică a unor informații cu distribuiri restricționate. Eufemismele politice, în pofida unei legături slabe, unei vorbolare cu referentul, continuă să îndeplinească principalele obiective. Minimalizează, mușamalizează fenomenele negative ale realității politice și contribuie la evitarea conflictului comunicativ deschis. În acest context, din perspectivă semantico-pragmatică, doamna Băbeică realizează 5 funcții de îndeplinite de eufemismele utilizate în limbajul diplomatic. Funcția strategică, de protecție, de persuadare, de denaturare a faptelor și de manipulare. Un alt moment care evidențează expresiv valoarea cercetării constă în studiul comparativ român, englez, francez al funcționării eufemismelor în limbajul diplomatic prezentat în capitolul 3. Fenomenul eufemizării limbajului diplomatic în limbile română, engleză și franceză. Punctul de reper al acestui compartiment al lucrării este reprezentat printr-o argumentare a principiilor de constituire a corpusului factologic, principiul tipologic, tematic, lingvistic, temporal și cantitativ. Studiul empiric include investigarea materialului factic în 1936. Considerând binevenit și oportun apelarea autorii la arele tematice, conflictele teritoriale din regiunea Mării Negre, escaladarea războiului din Ucraina, criza migrației și a drepturilor omului, ce constituie domenii de actualitate geopolitică și geoeconomică. În contextul când atenția și aspirațiile înțelegerii umanității sunt îndreptate spre incitarea imediată a acțiunilor militare și stabilirea păcii în zona Europei de Est, este primordial de a cerceta orice posibilitate de a atinge aceste obiective prin îmbinarea conținutului politic cu cel lingvistic. Dimensionat, zona Europei de Est și a Mării Negre este o zonă de intersecție a direcțiilor strategice, a traseelor ce asigură relațiile dintre Occident și Orient, de rivalitate, de cooperare între importanți actori internaționali, între diferite sintagme economico-sociale, sisteme de valori și politici antagoniste, fapt ce găsesc exprimarea în comunicare diplomatică. Actorii vieții diplomatici performează și sunt consemnați public nu doar la nivelul realizărilor, ci la cel al exprimării intențelor,
perspectiv al explicării acțiunilor soților producerea acestora. Toate aceste acte sunt construite prin discurs cu anumite intenții, scopul fiind atingerea unei reacții ale receptorilor discursului. Pornind din aspectul funcțional al optimismului din perspectiva pragmalingvistică, autoarea efectuează o investigare minuțioasă a intențiilor diplomatice ascunse sub formă construcțiilor optimistice cu stipularea funcțiilor realizate în actul comunicativ. Prin lângă o analiză funcțională, semantică, structurală și stilistică profundă a numeroaselor exemple expresivi ce țin de limba engleză, franceză și română, în cadrul fiecărui grup tematic, compartimentul include tipologia câmpurilor lexico-semantice eufemistice stabilite pe baza adăugirii noționale și însoțite de descriere situațiilor contextuale, precum și date statistice cu privire la frecvența funcțiilor limbajului, clasamentul figurilor de stil cu valoare eufemistică în cadrul grupului tematic. Astfel, fiecare afirmație autoare este motivată și elimină orice îndoială sau interpretare cu privire la mesajul expus. În acest context este reușit și utilizarea elementelor de prezentare vizuală, informații textuale relatate, 17 figuri, tabele, scheme, textuțeze, anexe, glosarul, trelink. Concluziile la care a ajuns autoarea tezei privitor la funcționalitatea eufemismelor în limbajul diplomatică, limba engleză, franceză și română sunt bine argumentate și convingătoare. În special de apreciat sunt concluziile la sfârșitul fiecărui capitol și recomandările de la sfârșitul tezei. Problematica expusă în lucrare este complexă, subiectele sunt analizate aprofundat, valorificându-se o bogată bibliografie, precum și numeroase surse internaționale pertinente, cu precizare că lucrarea aduce în plus un plus de cunoaștere prin ideile, opiniile doctorante și prin soluțiile propuse unor probleme. De cele relatate supra, meritul doamnei Galine Bobei, care rezidă anume în curajul de a fi întreprins o analiză cuprinzătoare fenomenelor eufemizării în limbajul diplomatic, în limbile neînrudite și înrudite, în toată interdependența și interconexiunea lor. Valorificând perspective de sinteze multiple, în vederea investigării fenomenului lingvistic complex, numit eufemism în limbajul diplomatic. Prezentă teza de doctorat deschide numeroase oportunități de reflecție, analiză și acțiuni practică. Conchidem că lucrarea are un conținut serios, este scrisă la un nivel științific înalt, are un limbaj academic clar și nu prezintă erori lingvistice de terminologie sau de documentare. Autoreferatul reflectă corect și suficient conținutul lucrării. Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul activităților cu corecție științific. Tezele principale ale disertației au fost reflectate suficient în cele 10 articole și materiale comunicărilor științifice publicate în Republica Moldova, România și Georgia. Aș dori să menționez un aspect ce absolut nu diminuează importanța și originalitatea și caracterul inovator al tezei. Deci la pagina 118 și pagina 211 este expus un tablou figurilor de stil ale eufemizelor prin contextul conflictelor cu teritoriale, elaborat de autoare, care conține dublarea prezentării figurilor de stil, precum și a datelor cantificative în limba franceză, suma finală fiind corectă. Deci este o mică eroare tehnică nesemnificativă. În calitate de propunere, sugerăm pregătirea pentru publicare în formă de glosar trilingv, francez, englez, român, a corpusului eufemistic cercetat, dar și a prezentei lucrări în formă de monografie care ar fi utile actualelor și viitorilor specialiști în domeniul diplomației, științelor politice, comunicării interculturale, traduceri. Reieșind din cele menționate și în conformitate cu regulamentul de atribuire calificativă a tezelor doctorat și criterii de evaluare stipulate în acest act legislativ, teza doamnei Galine Bobei că dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiul contrastiv și în limbile engleză, franceză și române, este apreciat cu calificativul foarte bine. Teza dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiul contrastiv în limbile engleză, franceză și română corespunde normelor instituțiilor de resort, iar autoarea ei, doamna Galina Bobeică, merită să-i se conferi titlul de doctor în filologie la specialitatea 621.04, lexicologie și lexicografie, terminologie și terminografie, traductologie și limba engleză. Vă mulțumim! Bun, aveți...
așa, conștiincios elaborat. Acum îi oferim cuvântul celor de-al treilea referent, care este doamna Budnic Ana, doctor în științe pedagogice, conferențial universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Muntreangă din Moldova. Se poate, da? Da, desigur. Mulțumim, doamna președinte, pentru că să oferit cuvântul și vreau să permit să vin cu felicitări pentru doamna doctorantă, pentru conducătorul științific, pentru comisie dintr-o mare, pentru cei, toți cei care au trebuit ca doamna doctorantă să ajungă astăzi la această etapă hotărătoare, la această etapă decisivă, susținerea tezei de doctor, publica tezei de doctor în comisie de astăzi. Felicitări încă o dată pentru toți și mari, mari realizări în viitor. Eu nu o să repet ceea ce v-a propus colega mea, ce să faceți mai departe cu rezultatele tezei dumneavoastră. Că a fost o propunere, am ascultat atent, foarte bună pentru mine, pentru monografie și pentru ceea ce s-a propus ca eu să nu mai repet. Da. Și acum, cu permisul meu dumneavoastră, să dau și eu citirea avizului la teza dumneavoastră, la teza de doctor în filologie, dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiul comprehensiv în limbile engleză, franceză și română. Teza de doctor în filologie, elaborată de doamna Galina Bobeco, reprezintă un studiu temeinic, de o actualitate pregnantă, întrucât diplomația, prin menirea sa, prezintă un domeniu de cercetare de un interes sporit. Diplomația este arta de a purta negocieri, care poate fi comparată cu un voal fin, dar tranic, țesut de firii ale vocației și a unor calități alese. Respectiv, limbajul diplomatic, fiind foarte îngrijit, dar aparent ambigu, devine un puternic instrument lingvistic folosit în scopul promovării politicii externe și apărării intereselor statului. Prin urmare, importanța cercetării efectuate este determinată nu doar de aspectele lingvistice ale fenomenului investigat, dar de cele politice și sociale, fapt care oferă studiului de față o extensiune interdisciplinară spre confluența lingvistice cu relațiile internaționale. În același timp, cercetarea propune o abordare originală a eufemismului de înaltă valoare argumentativă, atât pentru progresul cercetărilor lingvistice, cât și pentru mediul diplomatic. Nu să zic acum că toată lumea a avut teza în față și rezumatul din ce constă teza și vreau să continui cu faptul că această cercetare doctorală este percepută de către Galina Bobeco drept un parcurs evolutiv, pornind de la un cadru larg de abordări și caracteristici până la aprecierile aplicative ale eufemismului ca trăsătură de bază a limbajului diplomatic, într-un amplu studiu de caz dedicat evenimentelor ce afectează securitatea regională a țării noastre în limbile română, engleză și franceză. În același sens, cercetarea de față începe cu o analiză a bazei epistemologice, întrucât cunoștințele derivate din ea au contribuit la înțelegerea și formarea abilităților necesare pentru decodarea și interpretarea conotațiilor eufemismelor cu privire la fenomenele politice explorate în această teză, precum practica limbajului diplomatic din perspectivă mai generală și influența limbajului diplomatic asupra moderării percepției umane în mod particular. Actualitatea temei cercetare este susținută de originalitatea interpretărilor și soluțiilor propuse, formate în baza consultării unui spectru larg de lucrări teoretice în limbile română, engleză, franceză și italiană, elaborate de lingviștii proeminenți de talie internațională, dar și de diverse cercetări naționale care au contribuit la formarea unui demers de analiză și sinteză solid, axat pe studiul contractiv al eufemizării limbajului diplomatic. Lucrarea se remarcă în egală măsură și prin cercetarea minuțioasă a aportului unor diplomați notorii care au contribuit la fundamentarea practicii diplomatice și ale căror studii au servit de bază pentru perceperea profundă a elementelor geopolitice actuale și pentru investigarea ulterioară. Este apreciabil faptul că autoarea tezei reușește să-și structureze demersul științific în funcție de ipoteza de bază, relevând clar scopul, obiectivele și relevanța rezultatelor obținute, și își propune totodată să contribuie la completarea studiilor deja existente și să ofere cunoștințe practice, clare și coezive.
Studiul contrastiv în limbile română, engleză și franceză, pentru care a optat Galina Gobihu, dezvăluie o viziune amplă, integratoare și obiective a domeniului investigat. Doctoranta manifestă un interes sporit pentru percepere mecanismelor de codare și decodare a mesajelor diplomatice, precum și interpretarea informației ce se ascunde dincolo de scutul protector al eufemismelor. În vederea realizării acestui obiectiv, doctoranda și-a centrat atenția pe evenimente de importanță majoră în perioada actuală, în contextul modelării unei noi arhitecturi de securitate regională, marcată de escaladarea conflictelor regionale într-un război propriu-zis și de efectele și o rezonanță mondială pe care le presupune un asemenea conflict. Studiul de caz realizat în procesul investigării fenomenului vizat scoate în relief textura lingvistică a eufemismului de a păstra armonia între părțile antagoniste, care se completează treptat și ușor cu metode de modelare, persoasiune și uneori chiar și de manipulare a opiniei publice și respectiv a conștiinței sociale. Configurarea metodologică a cercetării constă în consultarea a 171 de lucrări de specialitate, selectarea unui cadru pertinent de aserțiuni teoretice și analizarea corpusului faptic, dând preferință metodelor calitative, întrucât se remarcă interesul de a aprofunda nișa de cercetare până la un micronivel, cum ar fi valorificarea practicii diplomatice prin utilizarea eufemismelor. În vederea realizării scopului și obiectivelor propuse, dar și pentru confirmarea ipotezei stabilite, doctoranta a optat pentru valorificarea metodei studiului biografic, sintezii fenomenelor particulare ale limbajului diplomatic, metodei deductive, tipologiei, analizei descriptive, colectării datelor, metodei contrastive. În timpul analizei corpusului lingvistic s-a aplicat metoda statistică în vederea stabilirii ponderii de influență a celor mai des întâlnite criterii propuse pentru investigare. În capitolul 1, evoluția și caracteristicile limbajului diplomatic reprezintă o sinteză analitică a studiilor și observațiilor care s-au efectuat asupra diplomației, punctând o abordare sinoptică în plan diacronic și sincronic a principalelor direcții de cercetare în limbajului diplomatic. Doctoranda a identificat principalele caracteristici ale limbajului diplomatic, pentru care dimensiunea eufemistică s-a dovedit a fi cea mai pronunțată. Apreciem faptul că demersul investigațional se întemeiază pe analiza abordărilor teoretice care vizează procesul de comunicare și pe modul în care funcțiile limbajului se oglindesc în limbajul diplomatic, evidențind scopul pe care aceste funcții le urmăresc în baza metodelor și de cercetare ale lui Jacobson și Solomon Marcus. Astfel, doctoranda comentează destul de reușit că acestea se influențează în mod constant și reciproc, respectând optimizarea simultană a tuturor funcțiilor, devine nejustificată, iar stabilirea unei ierarhii de importanță se dovedește a fi provocatoare. Din aceste considerente, doctoranda recurge la identificarea unei ponderi de importanță a funcțiilor din cadrul diplomatic pentru anumite categorii de procese de comunicare. Capitolul 2 reprezintă o analiză a cadrului teoretic al eufemismului, integrând percepțiile mai multor direcții de cercetare, cum ar fi abordarea lingvistică, pragmatică și cognitivă. Documentarea științifică efectuată a permis doctorantei formularea unei definiții proprii, potrivit căreia eufemismul însumează în structura sa aspecte lingvistice, pragmatice și cognitive, de atenuarea efectelor potențial ofensatoare prin alegerea conștientă a unui cod cu valoare interpretativă, fiind folosit pentru atenuarea efectelor neplăcute, urmărind păstrarea armoniei sociale în comunicare și evitarea situației care ar amenința respectul și buna înțelegere. Respectiv, eufemismul este o formă de comportament lingvistic și un fenomen cultural complex, vulnerabil la schimbările extralingvistice, care servește unui scop bine determinat. Modelul teoretic utilizat a generat clasificarea și identificarea funcțiilor eufemismului, fapt ce a permis constatarea potrivit căreia fenomenul eufemizării limbajului diplomatic este indispensabil în vederea influențării opiniei publice.
Asemenea, abordare complexă și exhaustivă completează studiul asupra eufemismului, oferind deschidere nu numai spre discuții din punct de vedere lingvistic, ci și spre un dialog asupra cercetării limbajului de filiera diplomatică. Capitolul 3 poate fi considerat un amplu studiu de caz, elaborat în trei limbi, română, engleză și franceză, consacrată investigării unor teme de interes major în contextul asigurării securității regionale pentru țara noastră, precum conflictele regionale, escaladarea războiului din Ucraina, migrația și respectarea drepturilor omului. Întrucât cercetarea propusă atenției noastre se dovedește a fi una extrem de vastă și cu multiple fațete de cercetare, este apreciabil faptul că doctoranda și-a propus să îngusteze area de cercetare dintr-o clasă deschisă de exemple în una relativ închisă, dar reprezentativă în cadrul a patru principii de constituire a corpusului faptic și patru criterii de bază ale cercetării obiectivului de studiu. O asemenea abordare s-a dovedit a fi consecventă și eficace, oferind posibilitatea selectării unui material lingvistic reprezentativ, bogat și pertinent pentru analiză. Totodată, documentarea științifică efectuată a permis doctorantei să concluzioneze că eufemismul nu este doar o alegere lexicală îngrijită, ci mai cu seamă un cod care înglobează în sine conotații voalate și care este utilizat cu un anumit scop. Respectiv, cercetarea propune o abordare originală a dimensiunii eufemistice, dar limbajul diplomatic prin explorarea diverselor posibilități de decodare și interpretare. În contextul celor relatate, dorim să precizăm observații efectuate pe marginea tendințelor de modificare a limbajului diplomatic sau utilizarea anumitor eufemisme, independent de tematica investigată în cadrul corpusului de analiză și cum aceste modificări se manifestă din perspectiva lingvistică. Demersul științific efectuat de doamna Galina Mobiecu se evidențiază prin claritate investigațională, reprezentând o plus valoare evidentă ce contribuie la întregirea domeniului investigat datorită cercetării exhaustive a dimensiunii eufemistice în limbajul diplomatic. Efortul depus în cercetarea fenomenului vizat, diversitatea exemplelor selectate, progresul științific materializat prin dorința de a adăuga noutate cercetării, oferă acestei teze originalitate și un caracter novator și totodată o practică binevenită pentru mediul cercetărilor lingvistice și diplomatice. Atât tema de cercetare, conținutul textului științific, cât și autoreferatul tezei de doctorat și publicațiile la tema investigației 10 lucrări științifice corespund exigențelor în vigoare ale ANACEC-ului și a școlii doctorale științifice umanistice din cadrul Universității de Stat din Moldova privind calitatea tezei pentru obținerea gradului științific de doctor în filologie. În temeiul argumentelor invocate privind demersul cercetării, apreciem că teza de doctor în teologie, intitulată Dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiu contrastiv al eufemismului în limbile engleză, franceză și română, la specialitate 621.04, punct lexicologie și lexicografie, terminologie și limbajul specialitate, traductologie, elaborată de doamna Galina Mobiecu, sub conducere științifică doamnei Gabriela Șaganean, doctor în filologie, conferențiar universitar, este o lucrare inedită și relevantă domeniului lingvistic, ce conține suficiente valori teoretice și practice, îndeplinind condițiile necesare pentru obținerea gradului științific de doctor în filologie. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna Putnic. Am epuizat liberele referențelor oficiali și acum avem o etapă în care doctorandul, după caz, poate răspunde obiecțiilor, dacă au fost obiecții, sugestii la teză, dacă aveți ceva de spus. Da, pentru că a fost din partea doamnei Steana, pentru că este o greșeală tehnică, într-un tabel s-a dublat fibra de stilul de tota, a fost scrisă de două ori într-un tabel. După cum a menționat și doamna Stoiană, nu afectează rezultatele finale. Totalul rezultatelor sunt, nu cerem scuze, este o greșeală tehnică. Asta e. Da, se mai întâmplă. Mulțumim, doamna Mobiecu. Și acum am ajuns la etapa în care toți cei prezenți, inclusiv membrii comisiei de doctorat, care au mai rămas, deci
președintele, conducătorul științific, eventual secretarul și cei din sală pot să vorbească, să discute, e vorba de dezbatere științifică, așa? Să se pronunțe asupra noutății, originalității, valorii aplicative, teoretice, a tezei. Poftim dacă din sală sunt dăritori, vă dăm cuvântul. Dacă nu, cred că am să dau știri eu. Poftim, domnul Gămurari, vă rugăm, da? Nu v-am văzut că ați ridicat mâna. Domnul președinte, stimați membrii Comisiei Directorat, desigur că mi-ar fi mai ușor să iau viză și să vă citesc și mai așa cum e de jos. Eu sunt un adept a briga fecanotrației, cum se spune acum, adică o metodă aplicativă a limbii, de ce nu o să mă aventurez în partea științifică, pentru că ce am tot cu mare greu, am înțeles și am scris. Am scris că sunt complet din alte sfere. Însă vreau să vă mărturisesc că nu numai eu, dar și familia mea, pentru că în comun cu vreo trei limbi procedent, probabil că eu sunt așa, pare că nu un rău rusist, și undeva am pus o victorină, ca ce înseamnă eufemismul acesta? Fiindcă am consultat Dexuri, știu cine e Jacobson. Poate că o acțiune benefică asupra mea. Să procedem mai des să invităm persoane din altă lume. Dar știind că, mă rog, când e voie să lucreze și la vârsta fragedă și până la apusul sorului, fiindcă să nu mai bine în jur. Vreau să spun că doamna Galina și familia lor cunosc de 18 ani. Mă întorc la ce că în serviciu, adică la nuntă, la botezul, eu sunt bunul. În lucru, sunt cam rău. Și prefer un lucru, fiecare cu valiza lui. Pentru că și-a avut permanent mare pretenții față de limba care o posedă diplomații noștri. Iată, îi cunosc și pe ora 3, ambasadorul semnează documentul nou de la informatie. Și am avut așa plăcere că am mai lucrat, parte în viața mea, diferite și la diferite nereuri, însă am păstrat o amintire foarte bună de familie Bobeică, fiindcă și disciplinați și o viziune largă, o pregătire teoretică bună, foarte, și cunoștință diversă, fiindcă acolo nu numai vorbim frumos, dar și tehnică, și economie, și comportament, și protocol, care permanent te însoțește. Am avut o plăcere deosebită ca să lucrez cu această familie și când doamna Galina pe canalele de socializare mi-a propus, eu am luat-o cu găsică, pe urmă am înțeles în ce las și am numerit. Asta nu înțeleg, asta nu... ne-am descurcat noi câte vreo 2 ani de zile și am mers și eu cursul cealaltă că 43 de ani în urmă și eu am fost în situația asta. Știu tremurul cealaltă care îmi bate, pulsul care este când stai în fața comisiei. Și, mă rog, e posibil cunoscut de dumneavoastră. Deci eu m-am ajuns până iată la ziua de azi și mi-a ies o satisfacție împlinită. Și să vă găsesc, în dată mi-a aduc aminte mai mult de aceea unde trebuie să fie obligată. Dar dumneavoastră știți că bune lucruri avem, avem specialiști minunați și îmi pare bine că atât pensii Alma Mater, unde și eu am activat cândva, și sunt absolventul universității, se nasc așa lucrări bune, originale, aplicative. E foarte, foarte bine. Eu simt o împlinire sufletească și mă gândesc la ce? Tot ce scrim noi facem, eu gândesc și dumneavoastră și de mine, tot mult rămâne însertat, pentru că foarte rar întâlnești aplicarea rodul sau muncii teoretice care este în instituțiile de învățământ, în alte, știți, chiar și practică. Fiindcă, dacă
am spus că foarte greu în sfera diplomatică, tinerilor care vine, iată și acum, se înrolează pentru 24 de unități noi. Cursul de introducere în temă, dacă se poate așa, cum noi în armată spune, curs monodou băițat, 3 luni de zile vine, așa, unul și pe unul vine un băițat ca un cocoșan de toamnă. Frumos, normal, dacă fie de treabă, se treacă ciurul ăsta, de pregătire normală. Și e inclusiv de, desigur, că acel limbaj, acea lexică, care trebuiește care dumneavoastră cu atâta dragă, cu atâta finețe și atâta muncă de cursă, că ea să fie popularizată, ea trebuiește. Primiți la televizor, la talk show-uri republicii noastre, ce auzim noi acolo, ce concerte nerejizate, de ce sunt, ce piață mare, cum să spunem, în arabscă, bazar, ce se întâmplă acolo? Cine cere specialiștii dumneavoastră? Iată, pentru că așa a fost și după tinere științe sociale la Facultatea Pregătirii Studenților Străini. Rusiștii erau principale, dar noi, cum se spune în român, predmeti, predmetnici, da? Cred că așa se traduce. Și cuvinte nu alerg, pentru că zona de ocupație imperială, engleză, franceză, Africa de Nord, Siria, Arabe, câte puțin, o plăcere să lucrez cu studenții. Spaniola, care îi vezi la nebunie. Și repede o vezi, că e aproape de noi. Dar, nu, Panama, centrală, nu știu nimic nici cine e unii țara lor. Cu ce să vorbești? În lumea arabă, spun, nu, Mansur. Nu poate trei vorbe, greu, 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 lentere. Nu, хорошо, dai за щетку. Deci, cum de sigur un trei? Нехорош, продавате, приготовате, нехорош. Ти сказал, хорошо, здесь три. Ермакова, хорошо, вы хотели разумеется, гасис он первый, а вам не понимаешь, что не будет приз. Ну хорошо, дуди. Что если брать? Гасим он первый, я в победу, другого не делал. Какие-то проблемы нам не берем, не кауза, а часто. И тут же эта практика по конфликту на подавленной настрой. Десигурка, лингва, дипломатика. Așa, poate, nici nu se vede, dar cât de bine scrie o notă informativă, un material informativ, bogat, profund, cu o limbă expresivă. Eu citesc, eu poate nu-s așa, am și vreo 7 cărți, da? Dar mai mult îs citatel. Citesc. Și văd și așa în dat caut, cine e autorul ăsta, de unde vine, cum a fost așa o bogăție de expresie, un cuvânt, o frază care te înarmează, atât de frumos, atât de delicat, în dat vezi persoana ca acel om cunoaște. Iată, eu aș termina cu asta ca să nu vă fac ispite răbdare cu știmpul care ne presează și vreau să spun că asta vă felicit cu finalizarea. Plus, acum e tot rău, dar finalul e economează opera noastră. Să spun că sunt satisfăcut încă o dată, că de muncă care e pus, fiind în patru de băsări de 3-4 ani, rupt de sursă de informație de comunicare din țara ta, într-o primul an pe regulă de media adaptezi cu doi copii, dumneavoastră știți singur, dările de seamă aici, probabil, este o greutate, totuși, ca mamă, ca ajutorul dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă asta. Asta e foarte bine. Deci, vă mulțumesc dumneavoastră, e colega care, nu știu, vă zic, vreo 8 ani în urmă am văzut fizică. Ați ajutat și vă mulțumesc pe corpul diplomatic, primește așa un suport din partea comunității și din psihice a Universității de Stat. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Boris Cămăraș, domnul ambasador. Vorbeați de, acum, fiindcă vorbeați de, și de talk show-urile astea, acolo nu e diplomație. Acolo cât e mai scandalos, cu atât e mai bine pentru jurnalism. Că ei atrag atenția publicului gălăgios. Așa că, dacă dorește cineva să mai vorbească, bine.
Dacă nu, am și eu un aviz scurt, nu e de referent, este un aviz așa. În primul rând vreau să vă felicit pe ambele doamne și pe dumneavoastră, doamna Bubecă, și pe doamna conducător științific. Eu voiam să întreb, este primul doctorat? Al doilea. Aha. Oricum, este foarte important că deja aveți un al doilea doctorant și este performant. Este, se vede, un lucru de echipă prodigios. Am simțit acest lucru când am citit teza și mai ales când mi-am mai trimis și corpusul acela de 400 de pagini. Am zis, asta e muncă, nu glumă. Da, așa că felicitări și e o temă foarte interesantă. Acum am înțeles că aveți legătură sau aveți și o bază bună care v-a condus spre această temă. Aha, să v-a condus spre această temă și asta e foarte bine. Se poate implementa în practică foarte bine tot ce ați realizat dumneavoastră. Deja e legătura practică, teorie practică. Așa. Și trec direct la aviz ca să nu mă rețin tare mult. Nu e un aviz prea lung, dar oricum e o apreciere și aș vrea să o auziți, să nu vorbesc eu prea mult. Deci, tema tezii de doctorat propuse spre susținere publică prezintă un interes deosebit în condițiile în care oamenii au început să pună preț pe dialogul civilizat, pe forță cuvântului. Chiar dacă ne-am pomenit într-o criză de comunicare de proporții în contextul războiului din Ucraina. Lumea, în cea mai mare și mai bună parte a sa, a înțeles că dacă dorim să evoluăm sau pur și simplu să supraviețuim, este imperios necesar să ne înțelegem prin cuvinte, să ne ascultăm reciproc. De aceea au fost create și diverse mijloace de exprimare non-violente, non-agresive, care să ne protejeze de excesele instinctuale, care există și vor persista mereu în natura umană. Astfel de mijloace lexicale au fost numite eufemisme, elemente de limbaj care diminuează tocmai aceste porniri ancestrale. Menționăm așadar actualitatea incontestabilă a acestui studiu, în special faptul că a fost relaționat discursul diplomatic cu eufemismele printr-un cadru comun de analiză și comentarii. Considerăm relevantă și de asemenea transdisciplinaritatea cercetării în virtutea factorilor multipli care determină comunicarea diplomatică sau, în accepția autoarei, complexitatea subiectului duce cercetarea noastră dincolo de limitele unei abordări strict lingvistice, ajungând și chiar depășind anumite abordări de ordine social-politic. Referindu-ne la conținutul propriu-zis al tezei de doctorat, remarcăm o tratare pertinentă a problemelor discutate aici, în primul rând, la limbajul diplomatic, cu toate particularitățile și subtilitățile gramaticale, cer scuze, și stilistice, sau a specificului diplomatic în general, autoarea realizând o sinteză analitică a studiilor și a observațiilor care s-au efectuat asupra diplomației, punctând o abordare sinoptică în plan diacronic și sincronic a principalilor direcții de cercetare în limbajul diplomatic. Apropo, această abordare va fi de folos pentru că am și eu un curs în care abordez limbajul diplomatic. Totodată, doctoranda a evocat cu multă perspicacitate starea actuală a discursului diplomatic din perspectiva tehnologiilor informaționale, moderne, avansate, care constituie un punct de cotitură în realizarea eficientă a funcțiilor acestuia. Abordarea conceptului de eufemism printr-un amplu excurs teoretic, diacronic, pragmatic sau cognitiv, în care se pune accentul pe diverse direcții de cercetare, oferă o prezentare a corelației eufemismului cu politețea și corectitudinea politică și a interacțiunii eufemismului cu disfemismul și tabul. Precum și, deci, a vorbit autoarea și despre, aici autoarea propune diverse clasificări, a vorbit astăzi despre aceste clasificări, a diversi autori, precum și una proprie a eufemismelor din limbajul diplomatic din perspectiva semantică, stilistică și structurală. Fiecare dintre acestea fiind bine argumentată din diverse modele, prin diverse modele de text, derivând astfel cinci funcții pragma semantice, care se află într-o ierarhie de influență ascendentă.
În ultimul capitol al tezei, Fenomenul eufemizării limbajului diplomatic, doctoranda ne propune un studiu de caz interesant, original, cu implicații interdisciplinare, care este elaborat în trei limbi, română, engleză, franceză, și presupune cercetarea aspectelor lingvistice, eufemismul în discursul diplomatic, în conturarea, reflectarea sau interpretarea unor probleme sociopolitice actuale de interes major, inclusiv în cea mai recentă temă, războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Este impresionant, am spune chiar rar întâlnit, volumul corpusului utilizat în lucrare de 801 pagini, care presupune analiza eufemismelor cu privire la conflictele regionale în limba română, franceză și engleză, jumătate din acest material revenindu-le textelor de limbă engleză. Limbă cu cel mai mare impact în comunitatea internațională, prin urmare și în relațiile diplomatice. Sunt comentarii detaliate, analize realizate judicios din triplă perspectivă anunțată de autoare, semantică, stilistică și structurală, precum și sunt relevate funcțiile pragmasematice semnalate supra, manipulare, denaturarea faptelor, strategică de persuadare, de atenuare. În urma lecturii tezei, constatăm că rezultatele cercetării respective contribuie, după cum relevă și autoarea, la soluționarea unei probleme științifice importante, precum analiza interacțiunii funcțiilor limbii cu limbajul diplomatic, evaluarea efectelor pragmasemantice în decodarea eufemismelor și observarea tendințelor de eufemizare a limbajului diplomatic în limbile română, engleză și franceză. Concluziile de la fiecare capitol, precum și cele finale, sintetizează și reflectă conținutul de idei din cuprinsul lucrării, iar recomandările formulate pertinent reprezintă un suport valoros pentru cercetările ulterioare. Credem că studiul realizat poate avea un impact vizibil în domeniul de referință, iar cei care vor continua investigațiile pe acest segment vor avea o sursă de inspirație importantă. Noutatea și originalitatea tezei de doctorat puse astăzi în discuție sunt evidente, atât prin contribuția de bază, la baza epistemologică ce ține de funcțiile și particularitățile esențiale de limbaj în discursul diplomatic, de fenomenul eufemizării acestuia, al conceptului de eufemism în general, precum și prin aspectul aplicativ, realizat prin studiul de caz în mailing, cu interpretări, analize, comentarii subtile din cele trei perspective anunțate de autoare, semantică, stilistică și structurală. Relevăm acuratețea cu care a fost redactat textul lucrării, coerența și claritatea exprimării, rigoarea în formularea ipotezei, a definițiilor, a concluziilor, precum și în utilizarea metalimbajului. De asemenea, menționăm ținuta corectă din punct de vedere deontologic, caracterul consecvent al utilizării surselor bibliografice. Citatele, textele preluate sunt delimitate prin alt corp literă sau sunt luate între ghilimele. Toți autorii lucrările din bibliografie se regăsesc pe paginile tezei. Astfel, lucrarea este redactată și structurată în conformitate cu rigurile ghidului de redactare a tezelor de doctorat, conținând toate componentele indispensabile acesteia. Așadar, în urma celor observate supra, considerăm teza de doctorat a doamnei Galina Bobeică, dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiu contrastiv în limbile engleză, franceză și română, specialitatea 62104, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie, o cercetare valoroasă, interesantă, originală, fiind o contribuție importantă și prețioasă în domeniul vizat, iar autoarea merită pe deplin a ei se acorda titlul științific de doctor în filologie. Vă mulțumesc, deci, pentru și succes pe mai departe în ceea ce veți face pe mai târziu. Chiar dacă nu veți lucra în domeniu, oricum deja o contribuție importantă aveți. Așa. Acum, dacă poftim, doamna conducător științific. Stimat doamna președinte, stimați membri ai comisiei, permiteți-mi să-mi expun și eu părerea referitor la valoarea tezii de doctor în filologie prezentate astăzi de către doamna Galina Bobeică. Originalitatea și interesul pe care îl deschide teza de doctorat elaborată de doamna Bobeică Galina
se înscriu armonios pe o axă a cercetărilor filologice actuale, și anume cea a lingvisticii integrale și generativ-transformaționale, oferind totodată o extensiune interdisciplinară vădită spre domeniul cercetării limbajului pe filiera diplomatică, care ar servi la facilitarea comunicării diplomatice și la consolidarea cunoștințelor și competințelor necesare pentru perceperea caracterului echivoc al limbajului diplomatic în situații de conflict și pentru a avea competențele necesare pentru detensionarea relațiilor. Actualitatea firmei cercetate este susținută și de abordarea aspectelor teoretice și praxeologice ale limbajului diplomatic. Doctoratul aș începe demersul său investigațional de la identificarea obiectului de cercetare al tezei, eufemismul în calitate de trăsătură dominantă a limbajului diplomatic în cele trei limbi, conturând clar scopul, obiectivele și relevanța rezultatelor obținute în cadrul acestei cercetări, în scopul facilitării comunicării diplomatice și consolidării cunoștințelor și competențelor necesare pentru perceperea caracterului echivoc al limbajului diplomatic în situații de conflict. Aparatul științific al cercetării este ajustat la temă și reflectă explicit strategia și logica cercetării. Considerăm că conținutul lucrării este structurat într-un mod echilibrat în cele trei capitole, care redau de fapt activitatea doctorandei privind investigația cadrului teoretic, epistemologic, metodologic, concluziile generale și recomandările, un tabel, 14 titluri, bibliografia compusă din 171 de titluri, 7 anexe și un glosar de eufemisme din limbile română, engleză, franceză, completează și îmbogățesc conținutul tezei. Corpusul de exemple, selectat pentru argumentarea factologică, impresionează prin cantitatea și calitatea alegerii, 936 de exemple, pertinente și omogene, supuse studiului contrastiv al dimensiunii eufemistice a limbajului diplomatic în limbile română, engleză și franceză. Rezultatele obținute în cadrul cercetării sunt elucidate în 10 lucrări științifice. Invocând un șir de studii, doctoranda analizează evoluția limbajului diplomatic, investigând modul de structurare al acestuia, precum și cele mai noi tendințe de dezvoltare a limbajului diplomatic în corelație cu funcția pragmatică pe care acesta o îndeplinește în comunicare și manifestările limbajului diplomatic din perspectiva procesului de comunicare. Autoarea menționează că identificarea funcției limbajului în cel diplomatic evidențiază scopul și modalitatea funcționării limbajului diplomatic, care este în fond orientat spre un dialog democratic între state. Dezvoltarea unui instrument care să permită înțelegerea profundă a limbajului puterii, elucidarea ambiguităților și perceperea abilităților discursive ale diplomaților sunt primordiale. Meritul autoarei acestei teze este totuși unul indubitabil prin faptul că a reușit să ofere o analiză amplă a cadrului teoretic al eufemismului, integrând percepțiile mai multor direcții de cercetare, precum cea lingvistică, pragmatică și cognitivă. Este laudabil faptul că doctoranda formulează propria definiție a eufemismului, potrivit cărei eufemismul însumează în structura sa aspecte lingvistice, pragmatice și cognitive de atenuare efectelor potențial ofensatoare, prin alegerea conștientă a unui cod cu valoare interpretativă. Etapa finală a cercetării, capitolul 3, fenomenul eufemizării limbajului diplomatic, se axează pe reorganizarea și sistematizarea cunoștințelor științifice prin proiectarea și realizarea studiului de caz, elaborat în trei limbi, consacrat investigării unor teme de interes major,
în contextul asigurării securității regionale pentru țara noastră. Această acțiune de examinare practică este cea care asigură trecerea de la domeniul epistemic la domeniul aplicativ. Autoarea a analizat eufemismele prin prisma unor criterii bine definite, 4 la număr, stabilite pentru fiecare limbă de studiu în parte, ceea ce a permis un studiu contrastiv amplu, care demonstrează extensiunea semnificațiilor acestor eufemisme asupra modelării conștiinței sociale. Merită atenție și analiza funcției semantico-pragmatice a eufemismului, a relației însăși dintre semnificat și semnificat. Doamna Galina Bobică ajunge la finalul investigației sale la constatarea că eufemismele funcționează ca un puternic instrument lingvistic pentru asigurarea unei comunicări diplomatice eficiente și păstrarea armoniei în relațiile internaționale în toate cele trei limbi investigate, română, engleză și franceză. Concluziile capitolelor și concluziile generale reflectă explicit strategia, traseul și rezultatele cercetării. Doctoranda operează cu un limbaj științific elevat în sensul terminologiei abordate. Discursul științific este demonstrativ, deoarece convinge este determinat de aderarea cercetătoarei la ideile expuse. Atât tema de cercetare, cât și conținutul textului științific corespund exigențelor în vigoare ale ANACEC și a Școlii Doctorale Științe Umanistice din cadrul Universității de Stat privind calitatea tezii pentru obținerea gradului științific de doctor în filologie. În temeiul argumentelor invocate, privind demersul cercetării, conchidem că pentru studiul efectuat, doctoranda Galina Bobică merită pe deplin conferirea gradului științific de doctor în filologie la specialitatea lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate traductologie. Aș dori foarte mult să mulțumesc echipei de îndrumători pentru susținere, pentru implicare activă. Toate recomandările, toate observațiile au fost luate în considerație de doctorandă, doctoranda fiind foarte receptivă și, nu în ultimul rând, membrilor comisiei de doctorat, pentru că au acceptat să evalueze teza dată. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi, doamna Ciganean. Deci aici avem așa, conducătorul doctorat caracterizează calitățile personale și profesionale ale doctorandului, modul de conlucrare cu acesta în procesul de elaborare. Deci, așa că noi am revenit la formula veche, dacă țineți minte, asta era de fapt, că conducătorul trebuia să se refere doar la felul în care, modul în care au conlucrat. Așa că puteți să ne mai spuneți vreo câteva cuvinte. Eu aș vrea să menționez... Deci a fost un aviz foarte bogat, așa, aș vrea să mai menționez un singur lucru. De obicei, conducătorul este acel care propune tema. Și eu propun candidatului. În cazul Galinii, Galina a fost acea care a venit la mine și a zis... Da, și a zis, doamna Șăgănean, aceasta este tema la care aș dori să lucrez. Am făcut acest proiect, a fost tema acceptată. E foarte ușor, așa. V-am mulțumit foarte mult pentru... dar din păcate am uitat să numesc îndrumătorii. Doamna profesor dr. Habilitat Ludmila Spanț, doamna profesor Inga Druță și doamna dr. Conferențiar Angela Grădinaru. Da. Bine. Acum, noi am ajuns la următoarea etapă, care este, de fapt, că membrii comisiei trebuie să se retragă pentru a delibera și a decide asupra calificativului care urmează a fi acordat. Noi, de regulă, facem invers, să-i rugăm pe cei din sală să iasă pe 10-15-2 din 16 februarie 2023 a ședinței Comisiei de Doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctor.
La ședință au fost prezenți 6 membri și doctoranda. Comisia de doctorat în următoarea componență, doctor abilitat conferențial universitar Elita Mole președinte, doctor conferențial universitar Gabriela Șaganean, conducător de doctorat, doctor habilitat, profesor universitar Ludmila Zvanț, membru, doctor conferențial universitar Inga Stoianova, membru, doctor conferențial universitar Ana Budnic, membru și doctor Diana Dementieva, secretar. A evaluat teza de doctor în filologie cu titlul Dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiu contrastiv în limbile engleză, franceză și română, specialitatea 62104, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie, elaborată de Galina Bobeică și a constatat 1. Deci, membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în filologie autoarei tezei Galina, după cum urmează, pro 5, contra 0. 2. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic pentru studiu contrastiv în limbile engleză, franceză și română și i-au atribuit calificativul foarte bine. În temeiul acestora, comisia a decis, a atribuit calificativul foarte bine tezei de doctor în filologie cu titlul dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic, studiu contrastiv în limbile engleză, franceză și română, elaborată de Galina Bobeică și a conferit titlul de doctor în filologie doamnei Galina Bobeică. Semnat. Felicite. Aș vrea proaspăt, doctor, și vă oferim cuvântul de final. Sau de... Da. Vă mulțumesc frumos. Acest calificativ aș vrea să-l împărtășesc cu toți cei prezenți în sală, pentru că fiecare dintre voi a contribuit mai mult și mai mult la realizarea scopului propus. Mulțumirea alese aș vrea să spun doamnei conducător științific, doamna Șaganean. Eu vă mulțumesc enorm de mult pentru ghidarea de-a lungul anilor, începând din anii de studenție și finalizând cu acest cu această realizare, realizarea studiilor de doctorat. Vă mulțumesc foarte mult pentru cunoștințele pe care ne le-ați transmis. Mulțumim foarte mult pentru încurajarea, ghidarea, susținerea nemărginită de care am simțit-o din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru relația pe care am stabilit-o. Emoțiile sunt binevenite. Vă mulțumesc pentru relația pe care am stabilit-o și vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o mereu în mine, chiar și în momentele când eu deja nu mai credeam. Mulțumesc frumos și Comisiei de Îndrumare, care a avut un aport considerabil în realizarea acestui studiu, acestei cercetări, datorită ghidării și îndrumărilor, sfaturilor pe care le-am primit la timp, a favorizat ca această lucrare să ia forma aceasta în care a fost prezentată astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și aș vrea chiar să menționez doamna Zvanț Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar, doamna Inga Druță, doctor habilitat, cercetător universitar și doamna Grădinară Angela, doctor în filologie, conferențiar universitar. Mulțumim foarte mult pentru aportul, timpul, efortul de a mă ghida și de a mă îndrepta pe calea care a trebuit să o iau în cercetarea și ducerea până la capăt a muncii efectuate. Mulțumim foarte mult doamnei președinte a Comisiei de Doctorat, doamna Molea Fiorica, doctor habilitat, conferențiar universitar. Vă mulțumim foarte mult pentru rolul pe care l-ați acceptat, pentru timpul și efortul depus în lecturarea tezei și elaborarea referatului asupra tezei. Vă mulțumim pentru calificativele și îndrumările pe care le-am primit. Totodată mulțumesc și Comisiei de Doctorat, în prezența doamnei Zvanț Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar,
doamnei Inga Stoianu, doctor conferențiar universitar, doamnei Budnicana, doctor conferențiar universitar, vă mulțumim foarte mult pentru rolul pe care l-ați acceptat, pentru timpul, efortul depus în elaborarea referatelor, pentru sugestiile și pentru deschiderea și căldura de care ați dat dovadă în timpul, de când v-am cunoscut și până în momentul de astăzi, am avut o lucrare frumoasă, fructuoasă. Vă mulțumim foarte mult pentru efort. Totodată aș vrea să mulțumesc și secretarului științific, doamnei Ileana Demetiev, doctor, pentru toată colaborarea și ajutorul și profesionalismul dumneavoastră de care ați dat dovadă în ghidarea mea în pregătirea dosarului pentru susținerea de doctorat, a avut un efect și un ajutor, a fost un ajutor enorm pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea și colaborarea și comunicarea frumoasă și eficace pe care am avut-o și ați contribuit la realizarea acestei lucrări în profesional frumos. Totodată aș vrea să mulțumesc și persoanelor care au scris aviz asupra rezumatului tezei, în persoana domnului ambasador, domnul Boris Gămurar, ex-ambasador al Republicii Moldova în Republica Polonă, ex-ministru al apărării. Vă mulțumesc foarte mult pentru elaborarea avizului, pentru îndrumările și sfaturile pe care le-am primit în timpul cercetării, pentru că, într-adevăr, am apelat la ajutorul dumneavoastră ca să fiu sigură că lucrarea este pertinentă nu doar din punct de vedere lingvistic, dar și din punct de vedere al relațiilor internaționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul și aportul dumneavoastră în realizarea acestei cercetări. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost prezent și parte componentă a acestui public. Vă mulțumim. Totodată mulțumesc și doamnei Nina Roșcovan, doctor în filologie, pentru avizul elaborat. Mulțumesc foarte mult pentru timpul și efortul pe care l-ați depus în scrierea avizului. Totodată mulțumesc și avizului primit din partea domnului Eugeniu Vizir, directorul școlii doctorale, directorul Institutului Diplomatic din cadrul Ministerului de Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, pentru avizul scris. Din păcate, dumneavoastră nu este prezent, dar mulțumim foarte mult pentru avizul elaborat. Aș vrea să aduc mulțumiri alese doamnei Nina Roșcovan și doamnei Victoria Solovei, doctori la departamentul și doctor conferențiar. Doctor conferențiar din cadrul departamentului traducere, interpretare și lingvistică aplicată, pentru suportul, ajutorul necondiționat pe care l-am simțit din partea dumneavoastră. Și să știți că tezele dumneavoastră m-au ghidat și m-au ajutat în elaborarea tezei noastre. Totodată aș vrea să mulțumesc și colegilor în prezența Parascoviei de la Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză Aplicate, departament din cadrul care am făcut eu parte, pentru susținerea și pentru încrederea pe care am simțit-o din partea colegilor pe parcursul anilor, cât am activat în cadrul acestui departament și în timpul susținerii, perioada a fost lungă de pregătire pentru susținere. Aș vrea totodată să mulțumesc și colegilor mei actuali din cadrul Băncii Naționale a Republicii Moldova, persoana Inei Șterbaniuc, din cadrul căruia fac eu acum parte. Vreau să mulțumesc enorm pentru încredere, pentru susținere, pentru încurajare și nenumăratele absențe de la serviciu s-au datorat acestui eveniment de astăzi. Vă scuzați, dar nu pot să. Aș vrea să mulțumesc, nu în ultimul rând, familiei mele, în prezența nepoatei, care este ultimul reprezentant,
pentru susținerea dragostea necondiționată pe care am simțit-o mereu. Apă. Nu vreau să-mi spun ceva. Vreau să mulțumesc părinților. Fiului și soțului, în virtutea funcției pe care o are, eu am avut posibilitatea să studiez, să mă aflu în Regatul Țărilor de Jos timp de 3 ani, unde am beneficiat de o colaborare frumoasă în cadrul celor mai bune biblioteci care s-au regăsit în lucrare și faptului că direct sau indirect, că am avut posibilitate să am destul timp ca să acord acestui studiu, înțelegeri din partea familiei, pentru că a fost un parcurs lung și fructuos până la sfârșit. Mulțumim frumos! Deci această... Fericitări! Și sănătate, să vă bucurați de rezultatele obținute. Să aveți sănătate tuturor, să fiți sănătoși cu toții, nu doar dumneavoastră, dar și cei apropiați de sufletul dumneavoastră, să avem un cer senin deasupra capului și să ne bucurăm de mai frumos și mai frumos. De-a bun! Așa să...